Buonasera, Alexia, Cuprofo Online. Buonasera, dragi, ne di nuovo împreună. Așadar, îmi cer Alexia pentru că m-ai sunat așa la ora fixă, așa cum era înțelegerea, la ora 7, dar eu eram la mama mea, spusesem și altă dată că am niște probleme deosebite cu ea. Beata de aia este de 4 ani la pat și trebuie să o îngrijesc. Eu sunt cel care trebuie să o fac. Așadar, cum să începem lecția? Nu mai stăm pe gânduri, începem cu Doamne ajută-ne, Doamne ajută-ne să facem din nou o lecție frumoasă, așa cum ne-am obișnuit de-a lungul timpului. Și cu ajutorul Dumnezeu, sigur vom reuși. Doamne ajută-ne să-L mărturisim cu Dumnezeu, că Dumnezeu este tot timpul reușit, în spatele reușitei noastre. Te-ai convins între timp că așa este? Da. Da, te-ai convins, mă bucur mult. Asta trebuie să înțelegem. Să vedem, ți-am dat să vezi lecțiile, nu așa că lecția o termină, să vezi lecțiile acelea din urmă și să le transcrii pe caietel. Da? Și să, exercițiul fiind acela de a împrospăta în minte lucrurile pe care le-am făcut la timpul acela. Noi parcă așa am stabilit 6 lecții să poți face, nu? S-a înregistrat asta și ne ținem de cuvânt. Vreau să văd și lecțiile acelea, să mi le arăți. Normal, vă arăt ca să vedeți că chiar le-am făcut. Păi sigur, sigur, nici nu mă așteptam. Adică nu mă gândeam că nu le faci. Din câte îmi dau seama așa de când ne cunoaștem, știu sigur că te-ai achis de obligație și ai și înțeles că repetând încă o dată, multe lucruri ți s-au clarificat și le-ai actualizat. Asta este lecția 1. Da. De aici e lecția 2, continuarea pe toată pagina asta. Da. Lecția 3 de aici. Da. Până aici, că deci, de fapt, și aici, tot lecția 3. Lecția 4. Lecția 4 e de aici. Da. Până aici, lecția 5, Da. care și ea este până sus, și lecția 6, ultima. Da. Atât. Bun. Acum mai facem un pas la lecțiile următoare. Deci la lecțiile următoare care vor fi în weekendul următor, ce vreau să se întâmple? Vreau să scrii și sinteza. Adică, după ce ai făcut lecția, faci sinteza lecției. Ce înseamnă asta? Asta. Lucrurile importante cu care tu ai rămas din lecție. Este foarte, foarte important. Știi, atunci când citești o carte, te întrebi ce anume ai înțeles din cartea aceea, ce lucruri esențiale, cu ce te alegi. Da? Un fel de rezumat. Și noi am făcut-o odată, nu? Sinteza lecției. Chiar așa am intitulat-o. Așa. Da, sinteza lecției. În varianta aceea, 1, 2, 3, câteva lucruri foarte, foarte importante. Cum le-am scos acolo în lecția aceea, așa trebuie să faci și tu. Este foarte important să știm care sunt achizițiile la lecția respectivă. Da. Da? Momentele importante ale lecției. Uite așa. Chestiuni de acestea. În varianta asta trebuie să și punctez. Bun, mă bucur mult și trecem la treabă repede. Astăzi am Ai dat test la matematică. dat test? Fu, ce minunat! Ia să văd testul. Te rog frumos să-mi arăți testul. Hai să discutăm testul. E bine? Încep cu primul exercițiu sau? Da. Păi. Mai întâi întrebarea asta vreau să ți-o pun. Cum s-a desfășurat testul? Unde ai fost tu? Ai fost în online testul s-a dat sau cum ai fost? Da? Și cum s-a desfășurat? Povestește un pic, mă interesează. Deci, cum să zic eu? Noi avem o platformă unde facem orele și se numește Google Classroom. Și el Da. aici, domnul profesor, ne-a trimis, cum să zic eu, un test online care trebuie să scriem răspunsurile aici, pe telefon. Bine, pe
laptop, dar eu acum vi la pe telefon că deja sunt pe laptop. Dar de Da. fapt am putea să mă uit pe cel la laptop ca să văd mai mare. Ia să vedem. Hai că mă interesează așa. Cel la laptop că să se vadă mai bine, așa pe telefon e mai greu. Deci povestește exact cum s-a întâmplat. Deci s-a am Deschide, avut deschide, deschide laptopul. Am avut timp o oră. Și așa. Aici erau exerciții. La unele trebuia să calculez și să scriu aici răspunsul pe calculator. Da. Doar răspunsul. Cam la toate. Au fost și unele în care aveam variante. A, B, C și D. Am înțeles. Test. Test grilă se cheamă, da? Da. Bine, nu tot era, nu tot era grilă, vreo două, trei. Și la final am avut un exercițiu care era opțional dacă vrem să-l facem pentru un punct în plus. Da? Am. Eu deja am apucat într-un fel să-l fac, am mai avut timp. Și testul eu l-am aici. El este predat, poate să-l corecteze când vrea el. Și aici am scris răspunsurile. Așa. Și testul, deci, așa. Dar hai să scrim prima chestiune, o scrim pe tablă. A doua chestiune, ca să discutăm testul și vedem exact cum am judecat, bine? Da. Asta este. Primul exercițiu. A, B, C, D și E. Deci am mai multe subpuncte. Mai multe subpuncte, da? Calculați, vorbește, te rog. Calculați. Punctul A. Aveam așa. 103 plus 227 plus 5. Și el a vrut doar răspunsul și au întrebat copiii dacă trebuie să îi arătăm și cum am făcut, în ce ordine. Și el a zis, putem să facem în ce ordine vrem, vrea doar răspunsul. Bun. Le-am adunat pe rând. Deci, tu ai adunat pe foiții deoparte sau ai făcut pe loc așa? Puteam să fac și pe loc, doar că am vrut să, să fiu sigură, ca să nu fac așa toate. Am făcut una sub altele. Ai făcut una sub altele și deoparte ai făcut pe o foiță sau cum? Da. Și apoi am scris rezultatul fără să-i mai explic ce. Hai să facem noi acum direct, acum în filmulețul nostru, cum facem fără să le mai punem una sub altele. Da, într-un fel, dacă nu avem cior. Bun, ca să ne închipuim. Noi putem face asta, știm bine să o facem. Te rog. Deci, prima dată adunăm 3 plus 7 plus 5 și le pun o liniță ca să nu mă încurc și să știu ce adun. 3 Am înțeles 7, foarte bine. Da. 3 plus 7, 10 plus 5, 15. Și am scris aici 5 și am să țin în minte. 0 Perfect. Plus 2, 2 plus 1 din minte, 3. Deci la 10, așa spune, la 10 avem 3. Da. 30. Și acum ne ducem la sute. La sute avem 1, 3, avem 3%. 335, la fel am scris și eu. Deci asta e corect ce am făcut. Bine, perfect. B-ul. B-ul îmi zicea 1074 plus 52 minus 32 minus 42. La fel ca cea precedentă, doar răspunsul și cum vreau eu să fac. Păi, normal că am făcut 1074 plus 52, ce mi-a dat minus 32, ce mi-a dat minus 42.
Bun. Hai să facem și noi într-un alt mod. Mai întâi să le adunăm pe astea două, nu decât să stai din ce ți-o dat, scazi pe ce și ar mai scazi, înseamnă că scădem datoria toată, 32 și cu 42 deodată. Deci adunăm pe primele două, cât faci acolo pe primele două? Astea două? Da, 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 da. Deci ai la două. 6, 12, 2, 1, 1126. Și minus toate... Minus. Toate... 42? Sigur că da. Plus. 32 și 42 cât face odată? 74. Minus 74. Și egal cu, fără să mai pune unele sub altele, direct putem să punem acolo. Deci egal cu, iată așa și scris-o în continuare, minus 74, da? Și cât face? Este egal cu, aici avem prima dată 2. 2 la unități, așa vorbește. La unități la... avem 2. La 10. La 10 avem 2 minus 7, nu se poate, deci mă împrumut la sute. Da. Zic 10 minus 7, 3, plus 2, deci 5. Deci la 10 avem 5, 10, da? 5, cifra 5, la cifra 10 ori. Da. Și la sute? Sute, la sute, aici mi-a rămas nimic, deci 0. Da. La mii avem 1. Nu ne-am legat, nu avem ce scăde, deci 1052. Răspuns corect, 1052. Deci iată că mult, mult mai mare, viteza e mai mare dacă în date le-am adunat pe cele două și le-am scăzut. Dacă ar fi fost 3 scăderi, adică 3 numere le-a scăzut acolo. Dacă ar fi fost 3 numere, le adunam pe toate 3, cele cu minus, și scădeam din rezultatul, tot, din total, scădeam, nu, odată toată datoria aceea. Deci asta este mult mai rapid. Da? Te-ai convins? La ce? La ce am 244 ori 5 împărțit la 2 împărțit la 122 este egal cu? Deci împărțit sau înmulțit? Ultima operație. Împărțit, da? Împărțit, da. Bun. Deci, bun. Am făcut 244 ori 5 împărțit la 2 împărțit la 122. Bun. Și atunci fac 244 1220. Da. Ăsta împărțit la 2. Da. Și am 2 la cât, la împărțitor, o cifră la împărțitor, o cifră iau și eu, este, trebuie să mai luăm una. Și acum, mai mic. Dacă este mai, da, că este mai. Și punem la, acum, da, punem la 6. La câtul împărțirii, câtul împărțirii, așa se cheamă asta, da, nimic. Da, punem 6, ori 2, 12, scădem, ne dă nimic, îl cobor pe 2, la câtul împărțirii pun 1, ori 2, 2. Dar dacă ar fi fost, stop, dacă ar fi fost în loc de 2, 1, ce ai fi făcut? Ai fi pus 0. Asta e foarte important, foarte important. Deci ai fi pus 0. Dar aici pe ori. Da, da, da. Deci fiecare coborâre, să le spunem, prieteni, fiecare coborâre a unei cifre. Orice coborăm de aici, punem și aici. Neapărat, neapărat. Da. Și după ce puneam 0, putem să-l cobor și pe 0, ca să am 2. Deci, și coborâm pe 0, care 0 îl ducem la... Și pun 0. Bun. Și acum am zis așa și împărțit la 122. Deci... Acela împărțit la 122. Păi am 3 cifre și 3 cifre trebuie să iau și eu. De apărat. Păi și atunci... de 5 ori? Ce te face să spui de 5 ori? Care e motivul?
Păi, am zis 5, fiindcă eu am rezultatul deja. Tu ai rezultatul care l-ai făcut, dar cum am raționat este așa, 1 în 6. 1 în 6 merge de 6 ori, dar fiind 22, mai aduci ceva, nu, în spate, după mulțire. Deci nu de 6 ori, cu unitate mai mic, de aceea de 5. Te rog, așa este. Ok, atunci am 5 ori. Sorry. Am 5 ori de 10, 0, țin minte, 5 ori de 10, 1, 5, 6. De 5 ori 1, 5, 5 ori 1, 5 cu 1, 6. Perfect împărțirea s-a făcut. Rezultatul este 5. Deci rezultat corect, 5. A, B, C, iată, le-am făcut. Pe astea le-ai făcut pe ciorne, nu? Da, dar nu mai am ciorne. Stai o secundă, dar cum puteai tu arăta că n-ai folosit, să spunem, nu tu, copiii care alții au făcut calculul ăsta, nu au folosit un calculator, un telefon, ceva, un calculator ca să facă aceste calcule? Da, nu știu, e cam... E un test cam... Da, nu deși, știu. Deși în spate se poate ascunde fraude, da. Nu? Da. Deci nu e cinstit 100%. Pentru că tu te poți folosi de telefon și de un calculator și faci înmulțirea, împărțirea, eventual aici doar ca ordinea operațiilor. Deci a fost important doar atât. Dar că ai făcut tu, cum ai demonstrat acum în fața tablei, aici, nu poate fi urmărit de către profesor. Deci există... Eu am luat, ca să nu mai pierd vremea să calculez pe ciornă, aveam caietul de matematică lângă mine și am dat la o pagină liberă și am scris acolo creionul, am rezolvat și am șters. După următorul exercițiu am rezolvat, am șters. Am înțeles. Deci tu spui că ai fost corectă pentru că știai să faci. Da. Deci, da, tu știai să faci, dar închipui-ți că poate au fost și copii care au uitat, n-au mai lucrat și nemai știind să facă așa, atunci s-au folosit și din comoditate. Deci ei au făcut-o și din comoditate. Ce să, dacă cumva greșesc, mai bine hai să folosesc așa și cu asta basta. Da? Merge A, B, C, D, O. Bine, la unele exerciții nu trebuia să calculez. Okay. Aici calculați însemna așa. Dacă eu aș fi fost, mă rog, aș fi urmărit, aș fi dorit la acest calculat să văd acolo că elevul a calculat pe foaie. Deci el a făcut calculul acela. Exact. Și... Testul online nu e corect. Sigur că da, sigur că da. Perfect. A, B, C, D. D. D îmi spune 25 ori 7 ori... Nu, ori... Ba da, ori 7 ori 4. Este egal cu... Normal că le-am făcut pe rând, deși aș fi putut să fac... Cred că aș fi putut să fac 7 ori 4, 28 și să fac 25 ori 28. Da! Cât poți, când ai mai mulți factori, tu îi mulțești care cum vrei. Da! De 7 ori 4, 28, decât să faci mulțirile ori 7, pe unul ce-ți dă rezultat ori 4, pierzi mult timp. Așadar, deodată, 25 ori? 28. Și încep. 8 ori 5, 40, 0... țin 4 în minte, 2 ori 8, 16, da, 16, plus 4 în minte, 20, și atunci, da. Trecem la 10. Trecem la 10, da. Da, începem cu un 0, fiindcă începem să înmulțim 10. Și zicem 2, da. 2, 2. Atenție! 2 ori 5. Așa! Deci de la unități începe. Deci merg așa și apoi așa. Nu, neapărat. Totdeauna se ia de la capăt. Poate să fie câte cifre ar fi. Cu fiecare cifră în parte se ia de la capăt. De la unități, zeci, sute și continuă, da? Da. Deci 2 ori 5, 10. 2 ori 5, 10, 0, 1 în minte, 2 ori 2, 4 cu 1, 5. Și adun și îmi dă 700. La fel cum am scris și eu aici.
Da. 700. De acord? Deci ce am, ce, care e noutatea? Că dacă sunt mai mulți factori, da, îi grupăm doi câte doi, cât ne vine nou și facem înmulțirile în minte, să știi și 25 ori 7 mergea foarte bine. Că dacă 25 ori 4, eu așa și făcut, și chiar mental puteam răspunde, 25 de 4 ori câte 25, iar de 3 ori câte 25 până la 7, fac 75. Deci 175. Și rămâne 175 ori 4. Și 175 ori 4 fac exact 700. Deși invers, cu cât antrenamentul mai mare, cu atât poți să te duci mai repede. 10.030 împărțit la 1001. Nu știu dacă mi-a dat corect aici. Eu am scris rezultatul, dar să văd dacă împărțit la 1001. Păi, am patru cifre aici. Patru cifre la 1. Da. Păi și merge odată. Da. Aici am doi. Da. Nimic. Adică nimic, nimic, nimic. Și îl cobor pe doi. Păi da. Și merge de 0 ori. Deci îmi dă 10. Perfect, perfect. Deci e corect, mă. Da. Da, cum exercițiul 1 eu l-am făcut. 10 și în paranteză trebuia rest 20. Trebuia să comentez aici. Că restul a rămas 20. De 10 este câtul de, și în paranteză R egal cu 20. Am scris deci, doar 10. Dacă numai 10, ai scris numai 10, nu-i corect. Că împărțirea asta nu s-a făcut exact. Dacă e 1030, dacă ar fi fost 1010, împărțit la 1001 face 10. Dacă ar fi fost 1010 în loc de 1030, dar fiind 1030 sau 10.030 cum este acolo, 10.030, înseamnă că restul a rămas 20. Deci acolo în paranteză trebuie neapărat comentat și pui așa în paranteză, R egal cu, deci la 10. La 10, pune o paranteză și în paranteză spui R egal cu restul este egal cu 20. Așa este corect scris. Pentru că acum noi știm care e proba. Proba este așa, că împărțitorul, cine este împărțitorul? Împărțitorul este 1001. Așa. 1001 ori 10, ia scrie, împărțitorul ori, scrie așa, i ori câtul, i înmulțit cu câtul, plus restul, trebuie să dea, ce trebuie să dea? Trebuie să dea cel de aici. Sigur că da, de împărțitul. Scrie chiar așa, egal cu de împărțitul, d. Și acum te apucai. Și aveți, spui, 1001 dedesubt, ca să vezi că este adevărat ce spun eu. 1001 ori 10. Nu, ori 10 acolo în continuare. Ori 10, copii formula. Ori 10 plus restul, plus restul 20, egal cu și lucrăm. Cât face 1001 ori 10? 1001 ori 10 este egal cu 10.010? Exact. Că se pune 0 acolo, la sfârșit. Deci 10.010 plus 20 plus 20 este egal mai departe, lucrăm. Este adun pur și simplu 10 plus 20, este 1030 cu Iisus. Deci aici am greșit, mi se scade. Da, deci este clar că acum, nu? Fiind a dat rest, când împărțirea se face exact, nu mai menționăm restul. Dar dacă restul există, trebuie să spunem acolo că câtul împărțirii este 10, iar restul a rămas 20, că numai așa are rost egalitatea aceea. Că trebuie să menționăm și restul respectiv. Dovadă că de împărțitul egal cu împărțitor oricâtul plus restul. Da? Deci așa trebuie redactat. Mergem mai departe.
De 10 la cel a fost câtul împărțire. Dacă șterge, ai terminat, tu ești 1, nu? Da. Bine, mergem mai departe. Stați-mi eu. Să-mi notez pe foaie ce am greșit. Adică să zic că la exercițiu. Da, am înțeles. Trebuia să împărțirea, bănuiesc să o dați 10 la acela. Dar n-ai menționat și că restul e 20. Dacă ar fi fost 10.010, atunci rezultatul corect ar fi fost, așa cum ai spus tu, câtul împărțire egal cu 10. Împărțit la 1001, sigur că da. Exercițiul 2 îmi spune să scriu adevărat sau fals. Bun, să vedem. Și eu doar scriu operația și zic dacă e adevărat sau fals. Deci, tu scrii afirmația aceea. El a vrut să scriu doar dacă e adevărat sau fals și să nu argumentez. Adică a zis că nu e necesar. Bun. Nu mai bine este A, doar că o să scriu cât mai mic, fiindcă e foarte lung. Bine. Ca A coladă 100 plus... plus paranteză pătrată 100 plus paranteză rotundă 100 plus 100 ori 100 închid paranteza pătrată, închid acolo, da, împărțit la 100 este egal cu 1 plus 1 plus 1 în paranteză pătrată plus 100 plus 100 închid. Adică dacă asta este egal, pot să scriu și așa. Da, am înțeles. Și tu ce ai făcut? Cum ai făcut aici? Că n-ai putut să spui A sau F, adevărat sau fals, la întâmplare. Da, am calculat. Cum? Adică pur și simplu am făcut asta. Și bine, dacă mă uit, nu are niciun sens scris așa. Și un sens foarte, 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 foarte important. De ce are? Rând, aici dă un număr mai mare și aici un număr mai mic. Unde? Adică aici dă un număr mai mic și aici un număr mai mare. Deci da. Trebuie să dea la da, fel. Da, dar se împarte... Nu, dar nu mai spunem, nu mai există paranteza acolo. Deci nu mai spunem împărțit la 100. Vezi? S-a făcut chestia asta. Deci dovadă că s-a făcut, este ca urmare a faptului că paranteza aceea coladă toată s-a împărțit la 100. Ce este în paranteza coladă? În paranteza coladă se află o adunare dintre 100 și o altă paranteză dreaptă. Deci e o sumă de două numere. Este vorba de 100, primul membru al adunării este 100, și partea dreaptă și paranteza dreaptă iarăși se compune din cine? Plus 200 ori 100. Așa. Se compune paranteza dreaptă, se compune din doi termeni. Primul termen este 100 și al doilea termen este un produs. Deci este un produs din doi termeni. Primul termen este paranteza rotundă și al doilea termen este 100. Și acum,
Începem să gândim. Am împărțit toată paranteza acoladă la 100. Înseamnă să împărțim din cauza că avem 100 în paranteza acoladă. Pune arătătorul pe prima sută. Cea de aici? Deci avem da? plus toată paranteza aceea. Și am împărțit o adunare la un număr. La care număr? Toată paranteza acolo la 5 se împarte. Toată paranteza asta se împarte la 100 acela de membru drept. Înseamnă 100 pe fiecare din ei. Da. Și atunci este egal acum. Șterge de desubt egalitatea aceea. Sau desubt continuată. Egal cu de desubt. Egal cu. Primul termen, adică prima sută, da, eu o scriem 100. Și apoi 100. Arată prima 100. Așa vreau. Dar scrie așa 100, împărțit la 100. Am înțeles. Dar scrie 100 ca să înțeleagă toți prietenii noștri. Deci împărțim prima 100. Nu. Plus, mai departe, plus. Când te uităm la tot exercițiul plus, paranteza toată acoladă, copie, paranteza dreaptă, copie pe toată, deschide paranteza dreaptă, paranteza dreaptă este al doilea termen al sumei, așa, și închide paranteza dreaptă, închide paranteza dreaptă. Închisul. Așa, bun. Și toată paranteza dreaptă împărțit la 100, deși această paranteză împărțită la 100. Insist încă o dată. Deci, acolata aceea e compusă din doi termeni. Primul termen este 100 și al doilea termen al adunării este paranteza dreaptă. Și cei doi termeni ai adunării se împart la 100. Adică fiecare se împarte la 100. Și acum dedesubt urmează. 100 împărțit egal de dedesubt scrie. Egal cu... Deci... Acolo egal cu 100 împărțit la 100 face 1. 1 plus deschide paranteza dreaptă. 101 plus... Nu, scrie 100 împărțit la 100. Vreau să vadă prietenii noștri. Adică acum din nou în paranteză avem o adunare și vine 100 împărțit la 100 plus paranteza rotundă și ea paranteza rotundă, fiind împărțit ori 100, așa e compusă din 2, împărțit la 100. Și egal cu dedesubt. Și egal cu 1, începe de 1 plus 100. Plus 100 ori 1. Adică... Ori 1. Și ori 1 nu mai are niciun rost acolo. Da. Că 100 părți ori 1. Și închide paranteza dreaptă și iată, închide paranteza dreaptă acum și iată exact ce ți-o spus acum. Dacă e adevărat. După te rog să spui pe tu, să convingi să spui, poftim. Nu auzi bine. Nu auzi bine? Mă întreru pe stare. Păi, la mine nu mi se înregistrează apelul, dar văd că internetul e bun, nu-mi dă niciun semnal. Acum vă auzi bine. Da. Vreau să te întreb și vreau să te rog să convingi prietenii noștri că, într-adevăr, a fost adevărată relația. Egalitatea aceea este corectă. Vorbește tu, având relații și tot ce ai făcut, vorbește și convinge. Păi, așa, deci aveam egalitatea 100 plus 100 care plus 100 o vedeți. 100. Egalitatea pe care o vedeți. Cea care o vedeți. Și dacă ne uităm, toată paranteza asta coladă
Se împarte la 10. La 100, nu? Trebuie împărțit la 100. La 100, mă scuzați. Da. La 100. Și, practic, fiecare termen se împarte la 100. Fiecare termen al adunării din paranteza acumulată. Paranteza se împarte la 100. Vedeți? Așa. Cel de aici, primul, 100, împărțit la 100, se poate. Și atunci îl scrii. Sigur că da. Deci este 1. Da, mă rog, scriu aici. Deci nu, de sub. Da, plus. 100 aici, împărțit la 100 de aici, plus, acolat, paranteza pătrată, 100 de aici, plus paranteza, care este 100. Am copiat-o, spuneam, copiat toată paranteza dreaptă. Paranteza dreaptă. Și ea, și ea se împarte tot la 100, da? Bun. Acum. 100 împărțit la 100 este 1, plus 100 de aici, împărțit la 100 de aici, da. Plus, am copiat paranteza rotundă, ori 100 împărțit la 100. Și avem următoarea egalitate, 1 plus 100 împărțit la 101, plus am copiat paranteza rotundă, ori 1, dar nu mai are sens. Așa, 100 împărțit la 100, deci... Practic, membru al doilea al adunării se compune dintr-un produs de factori. E vorba de paranteza rotundă, ori 100 și pe urmă împărțit la 100. Deci, iată că este adevărat. Am lucrat și am înțeles foarte bine cum se întâmplă și de aceea egalitatea este corectă. Și atunci, în dreptul său, spunem A. Deci, în dreptul, după ce am lucrat și ne-am convins, egalitatea aceea este corectă și trebuia să notez cu A sau F. Răspuns corect. Adevărat. Da? Deci, ce ți-a plăcut ție aici? Remarcă încă o dată. Spune prietenul nostru, la prima vedere se părea că este greșit, dar acum am înțeles foarte bine că a împărțit o adunare sau scădere de mai mulți termeni, asta este esențial. Deci, dacă ai o adunare sau o scădere de mai mulți termeni, și totul se împarte la ceva, atunci fiecare membru al adunării respectiv se împarte la acel număr. Asta a fost prin autorul, prin negheșițul ăsta, asta a urmărit, dacă știi că a împărțit o adunare la un număr, înseamnă să împarți fiecare. Sigur că tu puteai să faci toată paranteza aceea, să o calculezi, 100 plus 100 fac 200, ori 100 iar poftim. Asta am făcut. Da. Și îți dădea un răspuns, împărțea la 100 și îți dădea un răspuns. Făcea și paranteza a doua. Păi da. 100 și cu 100, 200 și cu 1, 201 și cu 1, 202. Și era 202 egal cu 202. Ăsta era răspunsul. Adică și în stânga și în dreapta 202. Dar nu asta. N-a dat la fel. De ce n-a dat? Hai să vedem. Nu crezi că da la fel? Scrie așa, MS, membru stâng. MS, noi numim MS, membru stâng. MS, egal cu copil pe membru stâng. Exact ăla de sus, paranteza coladă. Da, de la început. Îl fac la fel cum am făcut pe caiet și să vedeți că nu dă la fel. Hai să vedem. Da. Poate n-am adunat și n-am cum trebuie. Deci eu prima dată am copiat la fel. Deci, sigur că da, sigur. Deci până acum ai copiat. Da, de acord. Așa. Deci am zis 100 și acum merg în continuare și văd ce se poate face. Și am făcut paranteza. Perfect. Perfect. Și am 100. Perfect. Ori 100. Și am continuat în continuare. Perfect, perfect până aici. Și aici am scris din nou 100 plus. Am făcut asta. Ce ai făcut? Paranteza pătrată. De acord. Păi și am 100 plus 200, 300. 300 ori 100. 30.000. Nu cred. Nu cred. Aici e greșit. Păi... Ce este în paranteză acolo? Ce este în paranteză? 100 plus 200, 300.
Stop, 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 stop. Stop. Este o adunare și o mulțire, da? Trebuie să fac 100 plus 200 ori 100. Păi vezi. Întâi înmulțirea? Of, atunci aici am greșit. Sigur că da. Ordinea efectuării operațiilor. Atunci dacă ar fi fost 100, atenție, Alesia, dacă ar fi fost 100 și cu 200 în paranteză plus înmulțit cu 100. Atunci ar fi putut. Atunci ar fi fost corect. Făcea 300 ori 100. Dar ce spuneam? Paranteze schimbă ordinea operațiilor. Dacă nu ai avut paranteză, neapărat să face ce întâi? Înmulțirea și împărțirea și după aceea astea se fac în ordinea în care sunt... Mulțirea, împărțirea, apoi minus plus. După aceea adunări și scăderile. Da? Și atunci aș fi avut... Ea scrie exact, paranteză dreaptă. Descrie paranteza dreaptă. Deschide-o. 100 plus... Plus 20 de mii. Plus 20 de mii. De acord? Atunci ei s-a stricat. Și atunci am 100 plus 20 de mii 100. Și atunci da. Pot să fac așa sau o transform în... Nu, lasă-le așa, că nu e problemă la paranteză. Lasă-o acoladă. Ok. Și atunci aici... Adun și am 20.200. Da. Împărțit la 100. Da. Deci 20.200 împărțit la 100. 202. 202. Că se taie 0 ori astea de aici, așa. Da, așa se împarte, nu? La 10, 100, 1000, da. Dai câte 0 ori. Ăsta da. E membru stâng. Membru drept acum. 1 plus... 1 plus 200, da, 202. Corect. Deci, vezi, acum am și descoperit greșeala aceea a ordinii efectuării operațiilor. Ordinea efectuării operațiilor, cine am avut? Noi am făcut o lecție. Parantezile schimbă ordinea. Dar dacă într-o paranteză se află mulțiri și împărțiri și apoi și adunări și scăderi, să fac... În ordinea în care sunt acestea... Am avut o lecție cu paranteze care a fost una dintre cele care am scris pe caiet. Uh-huh. Am pe aici. Uitați, paranteze. Da, paranteze, importanța lor și că parantezele schimbă ordinea, așa am vorbit eu, parantezele schimbă ordinea efectuării operațiilor. Paranteze, schimbă ordinea. Ele de aceea se pun, ca să ne spună că, uite, faci pe asta întâi. Dacă nu le pui, trebuie să faci ce este acolo, mulțirile și împărțirile întâi. Și până nu adunări scădere. Dar ca să strici ordinea asta, și noi am și explicat de ce 100 plus 200 ori 100 întâi trebuie spus. Și fiindcă avem această discuție, șterge MS scris și se convinge pe prietenii noștri de ce trebuie făcut așa și nu altfel. Deci... Se face mai întâi adunare și... Dar cine a spus chestiile astea? Tocmai atunci am atras atenția că nu la întâmplare au fost făcute date legile astea, ci ca urmare a modul natural de efectuare. Același rezultat. Nu, rezultatul, păi da, stai o secundă că în clipa în care tu nu știi care e corect, de ce au venit acela cu ideile astea? Iată motivul. Atunci, dau un exemplu. Măi mic, sigur că da, nu fac. Îți dau eu acum exemplu. Uite așa, scrie 5 adunat cu 7 ori 8. 7 ori 8. Păi. În mod normal, știi rezultatul. Egal mai departe cu cine. După cum au spus autorii. Dar hai să o facem, nu, mai întâi cu greșeala ta. Care a fost greșeala ta? Am făcut mai întâi plus și aș fi avut 12 ori 8. Ia scrie 12 ori 8. 12 ori 8.
Și faci deodată, poți să spui rezultatul. Deodată pot să vă spun că de 96. 96. Și spune așa, dragilor, iată greșeala mea. Pentru că în momentul ăsta la înmulțire am pe 12. Unul din factori s-a schimbat. Dacă la înmulțire acolo e 7, înmulțit cu 8, de data asta am făcut din 7, l-am făcut pe 12. Exact, deci eu l-am răpit 7 legat de 8, că trebuie să fac ori 8, ce l-am luat și l-am adunat cu 5. Păi tocmai, și să vedem care e greșeala ca să înțeleagă toată lumea. Acolo sus scrie așa, egal mai departe, acolo sus, egal cu 5, acolo, egal cu 5 plus. Ce înseamnă 7 ori? Stop. Ce înseamnă 7 ori 8? Nu, nu e nevoie de paranteză, că la mulțire nu trebuie pus. Ce înseamnă 7 ori 8? Înseamnă că pe 8 trebuie să-l adun de 7 ori, că 7 îi spune de câte ori îl adun pe 8. Deci plus cât trebuie scris acolo? Plus 8, plus 8, scrie așa. 8 plus 8 plus 8 de câte ori? De 7 ori. 8 plus 8, plus 8, plus 8, plus 8, plus 8. Plus 8. E de 7 ori? Da. Corect. Și acum e numai adunare și adună-le tu pe toate acestea. Acel 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 de 7 ori face, dacă adunăm 56 și cu 5, 56 și cu 5. Și dacă nu vrei să faci așa adunarea, poți zici 5 și cu 8. Și îți dă rezultatul. Și iar îți dă și cu 8 și cu nu știu ce. Și până la urmă îți dă 56 și cu 5, 61. 56 plus 5, corect, este 61. Vezi, nu e un mofta cuiva. Deci nu așa cineva i-a venit așa deodată să spune, întâi faceți înmulțirile. Nu. Pentru că în înmulțire este o adunare repetată. Și când ai scris adunarea repetată, atunci dacă faci, acum de la un capăt la altul, la 5 începând până la ultimul 8, sunt numai adunări și le faci cum vrei tu. Dar sigur, pentru ușurință, ai învățat tabla mulțirii și învățând tabla mulțirii, ai făcut adunarea asta de 8, 8, 8, de 7 ori. Ăsta e motiv și până mă adun cu 5 ăla. Da? Deci tu poți să faci 5 plus 8 și îți dă 13 și cu 8, 21 și cu 8, 29 și cu 8, nu știu ce, și dă și te ajungi la 61. Sau, acum cum e scris, sau, dacă scrii concentrat, ai anunțat că faci întâi adunarea celor 7 de al de 8. Asta prin adunare concentrată. 7 ori 8 trebuie să faci întâi și prima adun cu 5. Deci, le-am spus prietenilor noștri acum, lucru cel mai important, cel mai esențial, nu cineva a visat peste noapte că trebuie făcută înmulțirile și împărțirile întâi și pe urmă adunările pe scăderile. Nu. Motivul adevărat este doar unul singur, acela că în înmulțire este o adunare strânsă, concentrată și tu ai hotărât să o faci pe aceea întâi. Și de aceea tabla înmulțirii îți folosești să dai răspunsul repede. 7 ori 56 cu 5, 61. Pe când în exercițiul de desubt, când ai adunat 5 cu 7, știi câți de 12 aduni? 8 de, sau da, câți de 8 aduni în varianta asta? 12 ori 8. 12 de al de 8. Da. Deci în varianta greșelii tale, și a multor copii, foarte mulți greșesc aici, în varianta asta, foarte mulți au modificat numărul de 8. Deci nu mai este adunarea și cu cei 7 de 8, ci este, spune și dedesubt, scrie cu altă culoare. 12 ori 8 egal cu, ca să înțeleagă foarte bine, când noi punctăm greșeala ca să nu mai facă nimeni niciodată. 12 ori 8 înseamnă așa, egal mai departe cu 8 plus 8, 8 plus 8, plus 8, plus 8, plus 8. De câte ori trebuie să scrim? De 12 ori. Nu știu dacă sunt 12, numări tu. 12. Vezi? 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8. 8. De acord.
Și iată, dragilor, spune așa, iată, dragilor, dacă am modificat egheșițiul. Nu mai este egheșițiul de înainte. Nu mai este 5 plus cei 7 de 8, ci de data asta sunt 12 de 8. Deci e complet schimbat egheșițiul, datorită greșelii făcute acelea de a modifica unul din factori. În loc să fi fost 7 de 8, i-am spus că 12 de 8. L-am înglobat pe 5-ul ăla într-unul din factori de acolo. Da, da. Să știi că foarte mulți copii greșesc aici. Și ca să mai convingem, mai facem încă un egheșițiu în varianta asta, pe care vreau să ți-l notez așa. Spune 10 minus 3. Scrie aici 10. Cât mai am loc sau? Ai loc, ți-l dau micuț. 10 minus 3 împărțit la 10 minus 3 împărțit la 3. Nu, scrie 9 minus 3. În loc de 10 pune 9. Șterge pe 10 și pune 9. Da, 8. Să vedem cât e rezultatul? 8. Cum ai făcut? Am făcut 9 minus 1. Nouă minus 1. Vezi, Alesia, ce minunat ai reacționat. Deci imediat ne-am fript odată, suflăm și ne-a urs, știi, nu? Să frige cu ciorbă, suflă și ne-a urs, zice un proverb. N-ai mai făcut 9 minus 3. Că puteai să faci și 9 minus 3 în ordine, așa, cum nu se greșește. Dar 6 împărțit la 3 și îți dădea 2. N-ai mai făcut așa. Ce ai spus? Gata de acum. Gata, Alesia, nu mai greșești niciodată. De fapt, tu când am spus asta, am spus-o tuturor prietenilor. Da? 3 împărțit la 3. 3 împărțit la 3 fac 1 și rezultatul e, așa spune acolo, egal cu 8. Da? Corect, este egal cu 8. Cine face 9 minus 3 mai întâi 6 și până împărțit la 3, rezultatul e greșit. Când ar fi trebuit să facă 9 minus 3? În ce condiții? Modifică-l tu și spune în ce condiții. Ar fi trebuit să facă. Ți-ar fost corect 9 minus 3. Atunci când este așa. Asta e 9 minus 3 pus în paranteză. Adică tot rezultatul. Iată că paranteza, rostul paranteză este să schimbe ordinea efectuării operației. Așa, da, este corect dacă vă cine așa, dar dacă nu este paranteză. Așa. Faceți împărțirea și mulțirea și apoi minus și plus. Perfect, perfect. Deci egheșițul acesta ne-a condus la această discuție interesantă. Să știi că foarte mulți copii, s-a constatat că la examenul de capacitate, la egheșiții foarte simple, greșesc foarte mulți copii. Că fac, așa zicem, ordinea în care sunt operațiile și scăderea și adunăm mărțiri, împărțiri fără să ține cont. Și atunci foarte mulți zic 9 minus 3 mai întâi 6 împărțit la 3 și egal cu 2. Greșit, total greșit. Să ne mai întoarcem. Ce noutate iarăși a fost foarte importantă pe care vrem să o punctăm? Șterge tabla. Șterge numai, numai aici de sub ce e scris cu roșu. De la 7, deci la 5 plus 7 ori 8. De la acolo, de la 5 plus 7 ori 8, de acolo ștergi. Da, 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 în jos. E roșu, de aici? Da, 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 ștergi tot acolo. De acolo în jos, ăla e spațiu care ne rămâne. Că vreau să mai punctez ceva, e foarte important ca să înțeleagă toți prietenii noștri. Deci, Alesia, să spunem așa, scrie 5 plus 7 înmulțit cu 10, tot într-o paranteză, împărțit la 2. Totul până acum, totul la început, împărțit la 2.
Păi uitați, când vedeți o paranteză, poate să fie orice în ea, doar că trebuie să o rezolvați mai întâi. Și apoi, când în paranteza asta, împărțiți la 2. Iar nu, în loc de 5, pune 6, te rog. 6. Deci, da. 6, 6 plus 7. 6 plus 7. 7. Nu 7 ori 10, nu împărți la 10. 7 înmulți cu 10. Ok. Perfect. Acum da, împărți la 2. Așa. Și o să rezolv? Da. Deci, mai întâi faceți paranteză. Și cum bine știți, se face mai întâi înmulțirea. Și atunci o să am 6 plus 7 ori 10, care dă 70. Da. Împărțit la 2. Acum, să nu cumva să faceți 6 plus 70, 76 împărțit la 2. Nu zic că nu merge, doar că nu este corect. Faceți mai întâi împărțirea. Deci faceți mai întâi împărțirea și o să scriem de la capăt 6. Așa. 6 plus 70 împărțit la 2. 35. Da. Plus 35. Și este egal cu 41. Deci rezultatul corect spui că 41. Vrei să spun ceva? Ai strecurat o greșeală. Descoperă. Descoperă? Da. Ai o greșeală. Ok, mă mai uit o dată. Stai. Da. La un calcul corect sau ordinea? Nu spun că dacă îți dau indiciu, descoperi. Te trimit foarte repede. Deci ai o greșeală. Dar gravă. Că eu am zis așa, 6 plus 7 ori 10, totul de împărțit la 2. Că ai pus în paranteză 6 plus 7 ori 10 și pe urmă totul de împărțit la 2. Asta era, n-ai mai pus paranteza. Grav este. Ai făcut 7 ori 10, 70 și cu 6. Asta e. 38. Deci, ia spune încă o dată, ce lucru minunat trebuie să-ți ții minte? Ce lucru minunat trebuie să țină toți prietenii noștri minte? Că acolo totul de împărțit. Adică, paranteza aceea nu apără, n-ai terminat-o. Tu ai fost foarte tare concentrată pe 7 ori 10 plus 6 și nu ai mai pus paranteza. Și atunci ți-a părut că 70 se împarte la 2, nepunând paranteza. Paranteza schimbă ordinea efectuării operațiilor și iată, dacă suntem un singur moment de neatenție și schimbă tot exercițiul. Aș vrea să ne întoarcem, ștergi egalul, 6 plus 70 ori 2, ștergi pe cele două și să facem într-un alt mod. Acum e momentul cel mai frumos pe care vreau să-l punem în evidență. Am făcut ceva pe aici. Am curs din marker pe niște cenele. Am înțeles. Da, da, da. Da, gata, am șters. Știi ce te rog, Alesia? Șterge egalul 6 plus 70 împărțit la 2. De acolo șterge de desubt. Aici? Nu șterge. Nu știu. Lasă că e foarte bun că știm rezultatul 38. În dreapta egalului să privim mai întâi și să observăm că în paranteza rotundă este o adunare de doi termeni. Care e primul termen al adunării din paranteza rotundă? 6 plus 7. 6, nu, primul termen. 6, iar al doilea care este? 7. 7 ori 10. Al doilea e 7 ori 10.
Pentru că al doilea e compus dintr-un produs de factori. Deci termeni, atenție, termeni adunării înseamnă așa. Cine, plusul pe care îi desparte? Care sunt cei doi pe care îi desparte plusul? 6-le-i primul și pe al doilea termen 7 ori 10. Și al împărți adunarea asta la 2 înseamnă să împarți pe fiecare. Deci la egal înseamnă așa, egal mai departe cu 6 împărțit la 2. Deci asta vei scrie la egal, egal mai departe. 6 împărțit la 2. 6 împărțit la 2 plus, ai ajuns la plus, 7 ori 10 împărțit la 2. Deci a împărți o adunare de 2 sau mai mulți termeni la un număr înseamnă să împarți pe fiecare. Cei 2 egal cu 3, acum, nu? 3 plus 70 împărțit la 2. Da, de ce să muncești tu așa? Că poți să-l împarți prin 1 din factori la 2. Prin 10 dacă îl împarți la 2, face cât? Da. De ce să mulțești 70 până să împarți la 2? Dacă împărțeai pe 10 la 2, făcea 5 și 7 ori 5, 35. Cât face 70 împărțit la 2? Că acolo pierzi timpul. Deci a împărți un produs, unul din ei, 35, și face egal cu 38. Este exact rezultatul? Perfect, perfect. Asta urmări profesorul Negheșițiu de mai sus. În paranteza acoladă s-au aflat doi termeni. Primul termen a fost 100, cum era la noi 6, iar al doilea termen, paranteză dreaptă. Și atunci împărțit la 100 înseamnă fiecare împărțit la 100. Mai întâi primul 100 împărțit la 100 și primul al doilea împărțit la 100. Acum am înțeles. Da, mai facem, mai trebuie să mă convingi. Să convingi pe prietenii noștri. Ia scrie așa. Atunci mai dați-mi unul cum a fost ăsta ca să văd dacă iar sunt neatent. Perfect, perfect. Așa fac, așa fac. Exact așa fac. Șterge aici de dedesubt, unde sub linia aceea care tras-o tu, șterge. Ok. Da, și dau încă un exercițiu. Trage linia așa. Și zicem, 100 minus 50 așa, minus 50, ai spus minus 50 o clipă, plus 75 ori 3, totul de împărțit la 25. Toată asta, da, la început, la paranteză rotundă, tot un paranteză rotundă, împărțit la 25. Poți să rezolv? Da. Ok, voi. Prima dată fac paranteza. Te rog. Și în paranteză o să iau... Deci copiez paranteza. 100 minus 50 plus și acum fac acum fac 75 ori 3. Da. 5 ori 3 1 minute 22. Adică 225, pardon. Da. Așa. Totul împărțit la 25. Continui să rezolv paranteza. Așa am 100 minus 50 dă 50. Ar fi fost greșit să faci întâi și să fii scris data trecută 50? De ce n-ai făcut 100 minus 50? Ce te împiede ca pe tine? Păi, fiindcă asta ar însemna să fac scăderea prima dată și eu am aici o mulțire și trebuie să fac pe ea. Oh, da, la urma urmei nu o faci. Acum, uite, o faci. Zici 100 minus 50, 50. Nu se lega, n-avea treabă mulțirea. Mulțirea se făcea cu 375 ori 3. Deci trebuia să o faci. Bine, ați spus să fac mai întâi mulțirea și împărțirea. Iată, insist atunci. Și insist să spun așa. Tu, e adevărat dacă ar fi avut doar o operație de adunare și s-ar fi fost și o mulțire. Dar la tine au fost adunare, scădere, deci
50 cu 100 se putea face că nu se lega de 75 ori 3. 75 ori 3 era acolo și rămânea tot 225. Și tu nu modificai unul din factorii 75 sau 3. Deci făcând operația de scădere, pe care o faci acum, e 50 și o puteai face de la început, să nu mai scrii 100 minus 50, pierdeai timpul. Vezi că acum exact asta faci. Și 50 plus 225 fac 275, nu? 275 totul de împărțit la 25. Fac una sub altele? Nu, eu cred că poți face mental. Adică în minte. 100 împărțit la 25, numai 100 împărțit la 25 cât face? 4. Bun, dar 200. Adică 200 împărțit la 25. Nu, 200 împărțit la 25. Dacă 100 împărțit la 25 fac 4, 200 cât fac? 8. Dar 75. Împărțiți și pe 75 la 25. 11. Deci ar fi fost 3. De 3 ori câte 25 fac 75? 275 împărțit la 25. Făcea 8, 200 împărțit la 25 face 8 și cu de 3 ori la, de la 75, 8 și cu 3, 11. Deci rezultat corect, 11. Vezi că se poate face fără să fie. Deci de foarte multe ori cei care fac exercițiul ăsta mental, ei își, în antrenamentul ăsta au și rezultatul corect. Deci la 100, la 25 foarte, foarte de 4 ori, la 200 face de 8 ori. 75 merge de 3 ori, că de 3 ori câte 25 fac 75 cu 8, de 8 ori și cu 3, 11 ori. Asta. Deci, de fapt, tu pe 275 l-ai scris desfășurat în mintea ta. 275 înseamnă 200 plus 75. 70 plus 5. Ori așa, ori poți să spui 200 și cu 75. De data asta convine mai bine 200 și cu 75. Și pe 200 împărțit la 25 ai făcut 8 și pe 75 împărțit la 25 face 3 și atunci 8 și cu 3. Deci a împărțit o sumă la un număr înseamnă a împărțit pe fiecare și pe 200 și pe 75. Deci după situația din exercițiu ți alegi descompunerea. E corect când făcea 200 plus 70 plus 5. Dacă se împarți pe 70 la 25 nu merge. Și atunci e bine să fi văzut 75-le, da? Da. Mai dați un exemplu. Nu, stop. Acesta a fost varianta în care tu ai lucrat exercițiul, ai avut această ezitare, nu, exercițiul n-a fost greșit, doar că ai pierdut timpul scriind 100 și minus 50, de parcă nu, te-ai speriat și spui, ai ținut regula în minte, dar fără să înțelegi foarte bine. Deci dacă 75 ar fi fost mai 50 cu 75 legat și ai făcut adunarea 50 cu 75, atunci ar fi fost greșit, că modificai unul din factorii produsului. De data asta, când 100 și cu 50 erau deoparte și nu aveam nicio treabă cu factorii 75 și 3, de data asta nu, n-ai greșit, dar ai pierdut un tempo. Să spune, ai scris 100 minus 50, pe care îl puteai scrie deodată. 50 cu 225. A fost o etapă intermediară, care ai rosit timp. Dar ne întoarcem la exercițiu. Vezi 11 ce trebuia să dea. Ștergi calculul de desubt, aici unde ai lucrat, lasă numai exercițiu. Da. Și deci șterge de desubt ce ai lucrat. Lasă mai exercițiu. Așa. Nu șterge. Pe ăla vreau să-l las. Scriem din nou, că vreau să văd o altă metodă. Hai să ne amintim. A fost 100. Ține-o minte. 100 minus 50. 100 minus 50. Plus, cât 7. A fost? Plus 75 ori 3, plus 75 a fost. Era 7 ori 10.
Nu, a fost în alte ghiști 70, ăla dinainte, dar acum a fost 75, știi cât ți-o dat 225 când ai înmulțit. A fost 75 ori 3. Și ai mulțit 3 ori 5, 15, ai zis tu, 3 ori 7, 21 și cu 1, 225 odată aici. Ții minte, da? Și totul de împărțit la cât am zis? Împărțit la 25. E, Alessia, ăsta a fost Egeșițiu. Îl vezi pe film, când filmul este înregistrat și eu am avut dreptate, că doar eu l-am dat. Și acum, Alessia, spunem câți termeni sunt în paranteză. Câți termeni sunt? Termeni am întrebat. Știu că termenul s-a întrebat. Da? Câți termeni sunt? Doi. Păi uitați, la Primul termen, primul termen, primul termen din paranteză. 150. Nu, 100. Primul termen este 100. N-a spus că nu mai e la plus. Atenție. Deci, în paranteze poți să fii și adunări și scăderi și tot felul. Apoi atunci sunt 4. Nu. 2. Termen. Una sunt termenii și alta sunt factorii. 2. 1, care e primul termen? 100. Al doilea termen este 50. Iar al treilea termen este 75 ori 3. Deci al treilea termen, în paranteză, poate să fie adunări și scăderi. Deci termenii, noțiunea de termen, o folosesc pentru adunări și scăderi. Deci în paranteză, sunt trei termeni. Încă o dată, Alessia, care e primul termen? 100, Da, al doilea termen. 50, Și al treilea termen? 75 ori 3. 75 ori 3, perfect. Și a împărți o sumă de 2, 3, 7, 9 termeni la un număr, înseamnă a împărți pe fiecare. Deci egal mai departe cu. Dedesubt vom spune egal cu 100 împărțit la 25. Este egal cu 100 împărțit la 25 Așa. minus 50 împărțit la 25 plus Da. 75 ori 3 împărțit la 25. Perfect. Perfect. Bravo. Și acum, egal de desubt. 100 împărțit la 25 face cât? Păi, nu le calculez pe fiecare? Păi, da, dacă așa, nu, acum nu e perioada de împărțiri. Acum ești în etapa că nu ai nicio paranteză, nimic, nimic, nimic. Și conform teoriei, înseamnă că se fac împărțirile, adunările și până. Ok, atunci aici, aici și aici, așa. Da. Aici am dă 4 minus 50 împărțit la 25. Păi stați, e 2. Doi, corect. Plus Plus. 75 ori 3 l-am calculat, era 225. Stop, 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 stop. Dar de ce să mulțești și pe urmă să împarți? Pierzi timpul. Dacă ai de împărțit un produs de mai mulți factori, pe unul din ei îl împarți. Și ai baftă că 75 împărțit la 25 cât face? 75 împărțit la 25? 3. 3. Și vine 3 ori 3. Unul din ei. Da? Deci plus 3 ori 9. Da? E egal mai departe cu. 42 plus 9. Nu? Da? Corect? A, deci am făcut corect, ok, și atunci este 11. Vezi? Am ajuns la rezultatul dinainte. Formidabil. 11, ți amintești, nu? Da, era 11. Care e noutatea? Asta e absolut. În seara asta am pus la punct ce înseamnă am o paranteză, o sumă sau diferență, nu are importanță, de mai mulți termeni, înseamnă a împărți pe fiecare din termeni, pe fiecare la numărul respectiv. Și uite-te la egheșițul tău de sus, care a fost dat. Uite, acum când începe să-l înțelegem, uite-te cât de frumos arată. Paranteza acoladă este cu primul termen, care este? Primul termen este 100, iar termenul al doilea e o paranteză dreaptă. Deci doi termeni are. Și atunci ai zis 100 ori împărțit la 100, adică 100 împărțit la
100, nu? Da. Și plus toată paranteza dreaptă, al doilea termen al adunării împărțit la 100. Și atunci, pe fiecare în parte, împărțit și totul a mers perfect. Hai să mai facem că unul, că mi-a plăcut foarte tare asta. În două variante, în două metode, prin două metode. Da, da, acolo. Acolo șterge, numai acolo, atât. Atât. Dar de ce nu? Dar de ce nu? Nu, că vreau să mai privim la egășițul acela, pentru că a fost foarte interesant. Foarte interesant și noi vreau să mai facem un egășițiu în care tu să reacționezi cum trebuie prin cele două metode. Fie că faci calculul, cum ai spus tu, fie că facem... paranteză. Și spunem așa. 100 plus 100 plus paranteză rotundă. Deschide paranteză rotundă. Și în paranteza rotundă pune așa. Să zicem 25 100 plus 25 plus mai departe plus 75 de 75 ori paranteza asta rotundă. Fă o paranteză dreaptă. Deci, adică, nu. În locul parantezii rotunde, fă o dreaptă pe aceea. Așa. Bun. Și acum, 75, deschid o altă paranteză. Așa. Corect. Și paranteza asta pune în ea 75. Așa, minus 25 ori 2 și închide și paranteza dreaptă și pune în fața lui 100, pune o paranteză acoladă și acolo toată împărțit la 25. Toată asta împărțit la 25. Ia să vedem. Bine. Păi haideți să adunăm. Adică nu să adunăm, să calculăm. Da, da, corect. Copiez acolo, adică copiez. Da. Pe parcurs văd ce se poate face. Perfect, perfect. Zic 100 plus. Paranteza asta pătrată nu pot să fac, fiindcă are o paranteză rotundă la mijlocul ei. Corect, corect. Și atunci o copie și zic 25 plus 75, ce nu pot să fac. Da. Ori, acum calculez paranteza și zic, și zic așa că 25 ori 2 dă 50 și 75 minus 50 dă 25. Corect. Și atunci aici am 25. Perfect. Și atunci închid paranteza rotundă și acoladă împărțit la 25. Da. Văd mai departe ce pot să fac. Păi, copiez 100 ăsta plus. Aș putea să fac paranteza pătrată. De acord. Și zic 25 plus 75. Aha. Deci aș putea să fac și 75 ori 25. Nu, nu, dar cum e corect? Nu poți să faci și așa, și așa. Bine. Deci 25 plus 75. 100. Ori 25. Când ai avea voie să faci asta? Ce ar fi trebuit să fie ca să schimbi ordinea? Când aș avea voie să fac asta? Când ai avea voie să faci 25 ori 75? Că tu așa ai zis, că faci întâi 25 plus 75, nu? Păi da, și când aș face asta, când ar fi fost așa? Oh, nu! C-
cu 75 acela este un factor. Și în momentul în care tu ai spus că 25 plus 75 faci întâi, în paranteza dreaptă ai o înmulțire și o adunare, o singură adunare. Și când tu le-ai pus pe 25 în 75, ai modificat un factor al înmulțirii. Și am punctat asta. Că în etapa următoare ai 100 ori 25. Ai de-al de 25 câți ai? 100 de-al de 25. Ori în exercițiu trebuie să spui că de-al de 25 ai doar 75 de-al de 25. Deci n-ai voie să faci asta, Alesia. Trebuie întâi să mulțești 75 cu 25, că de-aia întâi să faci mulțirea. Păi și data trecută am vrut să fac așa și am spus că nu. Când? Hai să vedem. Unde? Când a fost momentul ăla? Același exercițiu și am spus că am luat-o pe cale când puteam să fac mai întâi adunarea. Păi hai să vedem, a fost așa. Hai să nu ne certăm, noi suntem foarte atenți să vedem exact. A fost așa 100 minus 50, scrie de sub ca să vadă toată lumea, că vei găsi exercițiul ăla când a zis nu. 100 minus 50 plus 25, n-a fost plus 25, fără nicio paranteză. Plus 25 ori 3. Și ți-am zis așa, faci 100 minus 50 și 25 ori 3, că nu s-a modificat 25 ori 3, care făcea 20, sau 75 era ori 3. 75 ori 3, 225. Deci de data asta, fiind în paranteza, fiind acolo trei termeni ai adunării, față de paranteza dreaptă de mai sub ochii tăi, sunt numai doi termeni, în clipa în care pe 25 l-ai înglobat în 75, tu ai schimbat factorul acela adunării. Nu reține mecanic, te rog frumos să mă înțelegi, nu reține mecanic niște lucruri. Că deocamdată ai în minte niște lucruri mecanic, fără să înțelegi în esență. Pentru că eu n-am vrut să te las să greșești și am vrut să-ți atrag atenția, să înțelegi că făcând mișcarea 25 cu 75, ai în etapa următoare 100 ori 25. Și ai de-al de 25, 100 de-al de 25. Ori nu. Exercițiul spune că în adunare repetată, 25 se scrie de câte ori se scrie? De 75 de ori. 25 plus 25 plus 25 de 75 de ori. Și pe noi se mai pune un 25. Și deci de aceea trebuie să facem întâi înmulțirea 75 ori 25, 75 ori 25 și ce-ți dă rezultatul, le mai adăugăm 25 ăla. Deci corect este să scrii așa, 25 ori laș, primul 25 acela laș, îl scrie acolo, în paranteza dreaptă. 25, îl copiem, plus înmulțirea neapărat. 75 ori 25, cât face acolo? Nu știu, nu cred că reușești de dat. Dacă ai făcut pe calculator. De fapt, am făcut 5 ori 5, 25, 2 minute. Nu, că sunt adunate două numere, două paranteze, nu merge de la. 12, 2, țin 1 minute. Doi ori 5, 10, până din minte 11, 1, Nu pot. Da, vrei să fiu sincer? Eu nu pot deodată. Deci eu nu pot să fac deodată. De aceea te-am rugat să faci așa. 25. 25, 10, 12. De ce 12? De unii 12? Pe 5 ori 5, 25, 5, 2 minute, 2 ori 5, 10. Aoleo, stop. Pe cu 5 nu mulțim până la capăt. Și cu 5 mulțim pe toți, absolut toate cifrele din numărul de sus. 5 ori 5, 25, 5, 2 minute, 5 ori 7.
Păi. Ah, da. Da, să vedem ce număr se face. 1875. Cu totul altul este. Deci 1875. Deci, atenție mult la mulțire. Ți-a rămas de la mulțirea când ai făcut atunci, ideea asta, că mi-amintesc că ai făcut greșeala asta și atunci când am pornit, atenție cum se mulțește. Deci cu 5-ul tot ce este sus. Apoi cu cifra 10, apoi cu cifra 100 și mai departe. Cu tot, absolut, până în termen. Nu așa 5 ori 5, 5, 2 ori 5, nu, este mare greșeală. 2 ori 7 sau ce mi-ai făcut acolo. De aceea spune, vezi, ăsta e rezultatul, 1875. Și acum, hai să continuăm egal mai departe cu dedesubt. Așa. Deci 1900, totul de împărțit la 25. Și fac 2000 împărțit la 25. Păi. Hai să facem așa. Cât este 100 împărțit la 25? Să facem în mintea noastră, fără să facem împărțirea. 100 împărțit la 25, am mai zis că e 4. Perfect. Dar 1000 împărțit la 25. Dacă la 100 da 4, atunci 40? Sigur că da. Pentru că pe 1000 el scrie ca fiind 100 ori 10, și dacă împărțim, doar unul din factorii respectivi. Și am împărțit pe 100 face 4 și cum era ori 10, 40, categoric. Dar dacă sunt 2000, 2000 împărțit la 25? 80. 80, gata, rezultat. Egal cu 80. Vezi, elevul care a făcut pur și simplu mental tot calculul ăsta, că i-a fost la îndemână, el a pus repede răspunsul. 80, terminat. Ori te apuci să faci asta, dacă faci la mână, sigur, dacă ești atentă, nu greșești. Dar, este foarte important să câștigi timp, că în fața lucrării contează enorm de mult. Rezultatul este 80. De acord. Aș vrea să ștergi de la egal, lasă egheșițiu tot, numai egheșițiu, și sub egheșițiu, tot ce am lucrat șterge, pentru că vrem să o facem într-un alt mod, același egheșițiu. Ține minte că am obținut rezultatul 80 și acum să vedem ce avem acolo. Spunem, paranteza acoladă este, de fapt, ce este? Nu începe să lucrezi. Nu începe, discutăm. Discutăm ca să putem să purtăm... Paranteza acolada este, de fapt, toată paranteza asta împărțit la 25 și fiecare termen din această, din această paranteză, de fapt, toți ăștia se împart la 25. Deci, paranteza înseamnă, paranteza acolada, așa vorbim, paranteza acolada înseamnă câți termeni? Adică câți termeni are? Da. Păi, acolada e compusă din doi termeni. Primul termen este 100 și al doilea termen este tot ce urmează după plus. Ce urmează după plus? 25, după plus e paranteză dreaptă. Deci o paranteză dreaptă. Atât o văd eu. Este un rezultat cu un alt număr.
E un alt număr, când nu-i calculat, e altă poveste. Deci, paranteza coladă este compusă sau înseamnă, de fapt, o sumă a două numere. Primul număr îl am eu 100, iar cel de-al doilea număr nu-i calculat. Dar este tot numărul care va rezulta din toată calculul acela. Nu știu. Eu atâta știu că este un număr. Și a împărți toată acolada la 25 înseamnă să împart pe fiecare, adică pe primul 100, și scrim acum, egal cu 100 împărțit la 25. Da, și eu. Este egal cu acolada 4. Nu mai pui acolada. Nici nu mai are rost. Că acum chiar facem operația. Adică împărțim pe primul termen 100 împărțit la 25. 100 împărțit la 25 plus toată paranteza, deschide-o, plus toată paranteza, adică al doilea termen, așa, împărțit la 25. Vezi? Deci, am terminat cu acolada pentru că ea era compusă din doi termeni. Primul termen este 100, iar al doilea termen este tot ce urmează acolo necalculat. Tot împărțit la 25. Și știm bine că o sumă de doi sau mai mulți termeni, sumă sau diferențe, de doi sau împărțit la un număr, se împarte fiecare. Și egal cu dedesubt egal cu 20, 100 împărțit la 25, cât face? Egal cu, face calcul rapid, 4. 4 plus. Și acum gândim, ce este paranteza dreaptă? Hai să vorbim, ce este paranteza este dreaptă? Fiecare termen din el se împarte la 25, da. Atunci 25 împarte la 25. Așa. Nici nu mai punem paranteza dreaptă, nu mai punem, că facem calculul. 25 împărțit la 25, să vadă prietenii noștri, 25 împărțit la 25, ai pus 1 deodată, plus... Plus 75 împărțit la 25. Nu, 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 că al doilea termen cât este? De unde ține al doilea termen din paranteza dreaptă? 3 ori 75 minus 2. Ține de la 75 ori paranteză rotundă. Acela e tot termenul. Deci de după plus, totul este termenul al doilea. Primul de aceea am vrut să o iei ușor. Ca să vadă prietenii noștri cum gândim. Deci în loc de 1 pune 25 împărțit la 25. Deci în loc de 1 pune așa ca să vadă toți. Nu, păi nu-l lasă pe 1. Șterge pe 1 că tocmai asta spun. 25 împărțit la 25. Așa, plus al doilea termen din paranteza dreaptă, al doilea termen care ține de acolo 75 ori în paranteză rotundă, 75 ori, sau ce era acolo, 75 minus 25 ori 2, da? Corect. Împărțit la 25. Asta acum e perfect gândit. Și egal cu dedesubt. 4 plus 1, păi 25 împărțit la 25 acum, știm cât face, 1, plus, stop. Acolo ai un produs de factori. Primul factor este 75 și al doilea factor este paranteza rotundă. A împărți un produs la un alt număr înseamnă să împarți pe unul din ei. Și unul din ei este 75. Și atunci... care îți convine, că 75 se împarte. Scrie ca să vadă prietenii că ce este scris este ușor de văzut. Vine 75 împărțit la 25 ori paranteza rotundă. Ori 75 minus 25 ori 2. Și egal cu 5. 41 face 5. Nu? Că te gândeai de ce nu fac împărțirea întâi, dar dacă 1 așa și cu 4 sunt deoparte, sunt izolați, adunăm. Plus 75 împărțit la 25 face 3 ori și acum facem paranteza aceea toată. 75 minus 25 ori 2.
Cum facem? 5 ori 2 dă 50, 25. 25 ori? 8. Cum ai făcut acolo? Păi, deci 4 plus 1, 5 plus 75 împărțit la 25, 3. Ori aici mi-a dat 25. Bine, și atât. Păi 3 ori 25. 3 ori 25. Atât este. 3 ori 25. Și rămâne 5 plus 3 ori 25. Și egal cu? 5 plus? 25 ori 3. 75. Da. Și egal cu? Și este egal cu 75 plus 5, 80. 80, același rezultat. Super. Superb este. Mi se pare că mult mai ușor am făcut aici. Mult mai ușor. Pentru că am înțeles ce înseamnă chestia asta. Că împărțind o adunare de doi sau mai mulți termeni, și poți să fie și scădere, adunare sau scădere, la un număr, înseamnă fiecare membru. Primul membru a fost 100, l-am împărțit la 25. Al doilea membru este paranteza toată dreaptă. Toată paranteza dreaptă. Nu știu rezultatul, dar împărțit la 25. Și 25, 100 împărțit la 25 face 4. Și acum, paranteza toată dreaptă, la rândul ei, este în interiorul ei, este o sumă. Este acel 25 plus alt termen. Plus alt termen care este un produs acolo. 75 ori paranteză. Și a împărțit paranteza. Teza dreaptă la un număr înseamnă a împărți pe fiecare. Am împărțit pe primul pe 25 la 25 și apoi am împărțit unul din factorii din termenul al doilea, care e un factor, un produs de mai mulți factori. Am împărțit pe unul din ei, pe 75 la 25 și mulțit în continuare cu paranteza rotundă, care calcul am făcut. 75 împărțit la 25 și-a făcut 3, iar paranteza calculată rotundă, ea putea să fie calculată de mai multă vreme, nu? Și aveam 25 acolo, și iată, ar fi fost 75 ori 25 și-a împărțit la 25, mergea chiar mai ușor, că 25 împărțit la 25 făcea 1 și rămânea 75 și cu 3, 75 cu 5, pardon, face 80. Deci, acest lucru s-a vrut în exercițiu de mai sus. Așa să șmecherii foarte interesantă, în care s-a vrut să se înțeleagă, s-a urmărit, de fapt, să vadă dacă știi ce înseamnă o adunare împărțit la un număr, fiecare la număr respectiv. Nu mecanic, trebuie să înțelegem în esență. Ai văzut, adune un număr cu un produs, faci întâi produsul acela pentru că dacă l-ai adunat la unul din factorii produsului, unul din cei doi factori, ai modificat practic factorul respectiv. Și mulțirea este cu totul, adică rezultatul este cu totul diferit. Crede-mă că a fost un exercițiu chiar foarte interesant. De aici, la discuția asta, tu strecurași o greșeală acolo, dar de acolo noi am făcut mai multe exerciții. De aceea e foarte important ca acest film să-l vezi încă o dată, să scrii pe caietelul tău și să punctezi și să vezi încă o dată secvența aceea până înțelegi foarte bine. Pentru că trebuie eliminate niște greșeli din urmă, Alesia. Eu nu întâmplător spun că trebuie văzut filmul, pentru că revăzând încă o dată și încă o dată explicațiile mele care sunt înregistrate, acestea te ajută să înțelegi foarte bine. Când rămâi cu tine în dialog, elimini. Oh, aici greșesc. Și am și punctat greșelile. Aici nu mai greșesc. Aici învăț din asta. Asta înseamnă filmulețul și discuția făcută diferit de tot ce înseamnă în toată școala românească. De aceea, dacă nu știu dacă te-ai uitat pe comentarii,
au apărut și chiar la lecțiile noastre niște comentarii superbe în care... O să dau, să dau și să vedeți și dumneavoastră? Eu am văzut ultimul comentariu. La ultima lecție? La ultima lecție este un comentariu și te rog să-l și citești dacă vrei. Păi, dau să vedeți și dumneavoastră sau mă dor eu? Eu am citit ceva, dar nu mai știu conținutul exact, dar dacă vrei să mi-l arăți, cu atât mai bine. Da? Ok, imediat. Să-l arăți și prietenii noștri, că nu e o vorbă în vânt, da? Da. Imediat să cauză aici. Deci ați spus ultimul care e pus. Ultima lecție, da. Și este un comentariu. Aici, să văd ultima lecție. Lecția 1858. 57 parcă era. Apoi, da, ultima e 58. O mai fost pusă încă una, dar la 57, așa parcă am văzut. 58 acum au fost puse de o oră, probabil. Da? Ok, 57. 57. Cea cu divizor, ok. Imediat dau să vedeți, doar că trebuie să intru mai întâi și apoi. Imediat să vedeți. Vedeți? Vă, dar citește-l tu. Nu am ochelari puși, nu. Citește-l tu. Ăsta? Da, da, da. Zice, vă doresc de mult, vă urmăresc, mă scuzați, vă urmăresc de mult timp, domnule profesor, îmi sunteți de folos, mai ales în această perioadă. Mulțumesc mult pentru tot, pentru tot și să vă dea Dumnezeu sănătate, să trăiți mulți ani pentru a ne bucura în continuare de experiența dumneavoastră. Da, și mai era încă unul, înseamnă că la alte lecții l-am văzut, cred că 57, 50, nu mai știu la care, în care vorbea despre... Du-te la... Gata, mi-am amintesc. Știi că sunt undeva acolo comentarii de pe acest blog. Ia du-te acolo. Au mai fost pus un comentariu. Deci toate comentariile știi bine când am început noi lecțiile, când au fost puse lecțiile, între lecțiile tale făcute cu tine și așa se află comentarii de pe acest blog. Aceea. Citește acolo comentariul. Da, 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 da. Care ce vezi aici lecția ce conține comentariul următor? Da, ia citește. Cel în care zice, bună ziua, sunt anul 3 acum la Universitatea Politehnică de București. Da. Da, da, da. Vă urmăresc încă din timpul liceului, învățând astfel mai mult cu dumneavoastră matematică. Sunteți un expert al actului predare-învățare, prelucrați informațiile pe care le transmiteți, adaptându-le la sistemul de gândire al elevilor, la nivelul lor de înțelegere. Sunteți prietenul elevilor pe tot parcursul lecțiilor, v-ați stat, dar nu mai scrie în continuare. Ia da lecția, ce urmăriți acolo, ia de vezi lecția aceea, nu cumva e la tine, așa știu. Ba, e la mine. Da, da. Dar și vezi tot. Unde am rămas, sunteți așa, sunteți prietenul elevilor, pe tot parcursul lecțiilor v-ați implicat în activitatea didactică cu întreg sufletul și întreaga personalitate. Ceea ce vă mulțumesc, deoarece m-ați făcut să înțeleg și să iubesc matematica. Luciditatea, blândețea, generozitatea, demnitatea, tactul pedagogic, bunul simț, intuiția, cât și echilibru psihic și intelectual sunt calitățile care vă descriu. Mult succes, sănătate și putere în continuare. Ăsta l-am văzut eu. De aceea nu știam la ce lecții nu mai rețineam. Important este că... 1856. Deci sub lecția 57-56. Da. Deci, Alesia, merită să înțelegem de ce aceștia scriu cu atâta bucurie, cu atâta drag. Vezi? Vezi? S-au bucurat. Imensă bucură aceștia și aceia care știu să ajungă. Deci, care știu să ajungă la lecțiile noastre, dar cei care nu știu bieții de ei. Ce dramă mare este asta, cât de grav este.
Eu dacă n-aș fi avut, n-aș fi simțit durerea asta și tristețea asta în sufletul lor, n-aș fi făcut de 20 de ani în urmă acest lucru, decât, din nou o spun, Bunul Dumnezeu a rânduit toate acestea, așa cum spune și respectiv. Haideți să ne întoarcem la lecția noastră. Haideți să vedem acolo ce putem face. Din testul acela rămâne clar până aici. Deci am făcut doiul, cu adevărat sau fals, numai o singură chestiune a fost. După mine a fost cel mai interesant de până acum. Cel mai interesant. B, C, D. Tot aici? Tot la 2. Adică nu la, mai am în afară de ăsta la 2, adevărat sau fals, mai am B, C, D și E. Ia să văd ce mai este acolo, dacă cu atât am lucrat de frumos și interesant. Ia să vedem ce mai fi pus. Este clar că dacă la primul i-am scris fals și era adevărat, atunci la următorul e fals, dar am scris adevărat, deci nu știu ce fac, dacă e corect sau nu, dar șterg sus. Hai să vedem. Tu ai scris fals pentru că ai făcut greșeala aceea. Dar noi am făcut-o acum, am văzut că este adevărată și am văzut din ce motive. Da. Șterge tot. Chiar și pe A-ul, și pe A șterge-l, că nu mă mai interesează. Că am discutat despre A suficient de mult. Să trecem la B. Din punctul 2 la punctul B să trecem. La B nu sunt sigur că am scris corect. Dar... Tocmai de aceea și discutăm. Deci discutăm și vrem să descoperim care este adevărul. 237 pe lângă B minus 102 este adevărat cumva sau fals că se mai scrie și 237 ori B plus 237 ori 127. Să scrie dacă e adevărat sau fals. Hai să vedem. Ca să te pronunți că e adevărat sau fals, trebuie să înțelegi exercițiul. Ce crezi tu că a fost acolo? Deci 237 ori 127? Da. Deci 237. Eu am înțeles că 237 ori un număr minus 102. Da, ori un număr minus 102. Așa este, dar e în paranteză. Numărul acela minus 102 este în paranteză. Așa e modificat. Perfect. Da, Și cumva e plus sau e minus acolo? Aici este ori. Aici e minus. Da, dar între ele, e ori. Când ai scris mai de sub, ai zis 100, așa, bun, 137 ori B, și plus sau e minus? Eu zic că e minus. Ai greșit tu, ai copiat greșit. Acolo e minus. Nu, așa a scris el, că el mi-a dat asta și eu trebuia să scriu doar adevărat sau fals, că el a scris asta, nu eu. A fost o greșeală fără să vrea, așa, dar din ca fără să mă stai pe gânduri, a vrut să fie distributivitatea. Se cheamă distributivitatea lui 237 la cele două numere, la B și 102. Și dacă punea minus, dacă punea minus între ele, ar fi fost adevărat. Dacă a pus plus, este fals. Dar aici noi am mai discutat asta, am scris merită să mai insistăm. Nu, e fals. E fals pentru că în loc de minus are pus plus acolo. Deci ea este fals. Și haide să te conving acum. Vreau să te conving că este fals. Și scrie dedesubt 237 stați puțin. Deci
237 pe lângă, să sub, când nu mai punem mulți și punem paranteza, înseamnă pe lângă, spune 5 minus 3. Ca și cum B-ul ar fi cunoscut. 5 minus 3. Minus 3, da? Cum mai face rezultatul de aici? 237 ori 2. Că faci 5 minus 3, da? Da, da, da. Perfect. Dar dacă ai fi scris așa, egal mai departe de sub, cu 237 ori 5. Dacă l-aș fi scris, da. 237 ori 5 minus 237 ori 3. Ori 3. Deci mulțirea se distribuie. Adică ce înseamnă? Noi am mai făcut chestia asta. Când am făcut la tabla mulțirii, ia să scrii de sub așa. Dacă scrii 7 ori 8, nu? Ții minte că am făcut asta. 7 ori 8, pe 8 l-am scris, ia scris. Ori 8, egal cu... Este egal cu... Egal cu 7... Ori 5 minus 3... Nu, 5 plus 3, 5 plus 3. 8-ul face 5 plus 3. Așa. 7 ori 5 plus 7 ori 3. Da. Și este adevărat, 7 ori 5, 35, plus 7 ori 3, 21, și face 56, da? Da. Bun. Dar tot pe 7 ori 8 mai poți scrie așa. 7 ori 8 este egal cu... 7 ori 8 este egal cu... Poți să scriu... 7, 7, o secundă, scrie 7, înmulțit cu 10. 10 minus 2. În paranteză, să subînțelege. Că e 8, trebuie să faci 10 minus 2. Dacă nu puneai paranteza, însemna cu totul altceva, 70 minus 2. Și acum, cum se scrie? Egal mai departe cu 7 ori 10, deci egal, se distribuie, deci se mulțește cu 7, cum ai mulțit mai devreme, pe 5 și cu 3. Acum vine 7 ori 10 minus 7 ori 2. Egal cu 7 ori 10 minus 7 ori 2. Și care face calculul? Cât? 70, 70 minus 14 și face 56. Da? Egal cu 56. Corect rezultatul. Deci care e poanta? Când între termeni, acolo în paranteze, adunare cu plus trebuie, când e cu minus trebuie. În concluzie, sus a fost 237 pe lângă B minus 102. Și dacă profesorul a scris de sub plus 137 ori 102, e fals, că trebuia minus. Da? Deci cum era corect să fie fost? Ca să fie bine. Ca să fie adevărat, ar fi trebuit să fie 237 ori B minus 237. Asta e. A scris plus intenționat ca să fie fals. Da. Da, asta, ca să vadă dacă voi sunteți atenți și dacă ați înțeles distributivitatea. Da, și asta a fost proba. Păi de la el nu prea înțeleg. Păi, uite, tocmai discuția noastră este pentru a clarifica lucrurile așa este. Da. Da? Pentru a clarifica și pentru a înțelege foarte bine ceea ce... Ai văzut acolo ce spune, că eu adaptez fiecărui elev și viu cu exemple și cu răbdare și cu multă dragoste ca să pot să mă fac înțeles și să eliminăm greșelile. Pentru că, repet, important este să mai greșim altă dată. Deci la punctul B, pur și simplu a vrut să vadă dacă știți ce înseamnă distributivitatea, că 237 se distribuie, se înmulțește cu toți termenii din paranteză, dar respectându-i, dacă cu plus, cu minus, funcții de cum se află ei, acolo pune și noi semnul după distribuirea factorului. Ștergem tabla. Punctul B a fost ăsta, da? Da. Ce? Punctul C. Ce îmi spune că aici am scris că e adevărat. Ce zice de...
Împărțit la 2, împărțit la 5. Și eu să spun dacă este adevărat sau fals, dacă se mai poate scrie și ca D împărțit la 10. Și tu ce ai spus? Adevărat. Dar e la întâmplare. Nu, nu ți-e clar. Deci nu ți-e clar. Și fiindcă nu ți-e clar, trebuie să ai puterea să spui, nu mi-a fost clar. Dacă am pus, am pus la întâmplare. Nu știu de ce să fie așa. Că acolo 5 împărți la 2 și nu se poate împărți la 2. Și de, nu știu să fac. Împărțirile din ce știu să fac în ordinea în care sunt acolo. Eu nu știu de ce am pus adevărat, fiindcă e de împărțit, nu e ori. Păi, și atunci, unde ai scris tu adevărat? Hai să spun, Alesia. Trebuie să luăm un exemplu. Totdeauna plecăm din niște exemple care să te facă să înțelegi. Ia scrie așa. 8 împărțit la 4 împărțit la 2. Nu pot să egal cu. Nu pot să îl scriu ca 8 împărțit la 8. Nu pot. Deci nu ar fi corect, nu? Nu ar fi corect, nu. Bun. Dar hai fă calcul. Ia fă calcul în ordinea în care sunt împărțirile aici. Cum vine? Păi vine 2 împărțit la 2. Că aici de 2. Așa, 2, da? 2 împărțit la 2, perfect. Am înțeles. Prima împărțire face 2 și prima împărțire la 2 este egal cu 1. Excelent! Dar dacă ai fi spus așa, 8 împărțit la 8, cum o spus acolo în negheșițiu? Ar fi fost tot 1. Tot 1. Formidabil! Formidabil! Deci în loc să faci această dublă împărțire, adică pe 8 să-l împarți la 4 și îți dă să mai împarți încă o dată la 2, adică să rupi, exact cum le-ai fi rupt pe 8, le-ai fi împărțit pe 8 la 4 ori 2. În loc să faci repetat la 4 și primul la 2, ai făcut 4 ori 2, care face 8. Adică, practic, această repetată împărțire, nu? Care înseamnă, de fapt, împărțirea înseamnă o repetată scădere, că noi am făcut niște probleme, le avem în urmă. De aceea, să mai facem un exemplu, că aproape nu cresc, este adevărat, nu? Nu. Aici, dacă l-aș fi înlocuit pe 2 cu 20, aș fi avut 20 împărțit la 2, împărțit la 5, și aș fi avut 20 împărțit la 10, cum a zis aici. Și aș fi avut 2. Și dacă aș fi făcut 20 împărțit la 2, care dă 10, împărțit la 5 nu 2. Cum? 10 împărțit la 5 nu face 2? Păi eu ce am zis? Tocmai. Păi eu am deci, zis 2. Deci e corect când a zis 5 ori 2. Păi da, eu ce am zis? Bun. Dar eu am insistat să spun că chiar dacă vezi acolo încă o împărțire, în loc să faci a doua împărțire la pe ultimii doi, pe cei îi mulțești, ca să faci împărțirea la rezultatul produsului. Da? Deci dacă mai facem cu un exemplu, în loc de D pui 100, ia scrie 100, 100 împărțit, ca să înțelegi încă o dată, prin aceste, împărțit la 5 și împărțit la 4 la 4 egal cu? Egal cu pot să fac 10. Deci pot să fac mai întâi o să fac 105 cum e acolo, 20. Da. Împărțit la 20, aici de 20 împărțit la 4, 5 sau da. Pot să fac sau, ai zis bine, sau, o altă variantă, da. 100 împărțit la? Deci, cum să zic eu, 1, 2. Așa. Și a doua variantă? Varianta,
ar fi 100 împărțit. Da, stați că nu. Da, împărțit la 5 ori 4. Așa, scrie 5 ori 4 să vadă prietenii noștri. 5 ori 4, care e de fapt 29, și se înseamnă egal mai departe cu 100, împărțit la 20. Alții la 20, care îți dă 5. 5. Deci e corect. Deci e corect ce am zis. Da, ai spus, dar n-ai avut motivația. Repet, da. insist, sunt cinstit cu tine. Te-am simțit că tu ai dat la întâmplare. N-ai avut curajul, n-ai avut puterea să înțelegi asta, n-ai înțeles că această repetată împărțire, de fapt, este o singură împărțire la cine? La produsul ultimilor doi. Ca să fie clar, prin exemplu, prin tot ce... Da? Deci am vrut să spun că un răspuns dat așa în varianta asta la întâmplare, fără să înțelegi bine în interior, nu e o chestiune care de care să te bucuri, ci trebuie să afli de ce așa, de ce ai dat corect, care este motivul, adică din punct de vedere matematic, care este explicația. Și acum sper că am înțeles. Da. Te rog. Următorul? Da. Următorul este, da. Este D. Da. Care spune 10. Da, el a scris așa fiindcă la calculator nu se poate scrie 10 la puterea 5, deci eu scriu 10 la puterea 5. Da. Minus 200 minus H, care eu nu știu. Da. Cine e? Să-i zic dacă e adevărat sau fals, dacă se mai poate scrie și ca 10 la a 5 minus, minus 200 minus H. Și tu cum ai? Tu ce ai spus? Păi, dar nu se poate, fiindcă am aici paranteză și trebuie să rezolv pe asta. Da, că nu o poți face pe aceea, da? Da, că n-aș putea să fac așa. Da, da. Și tu ce, n-ai dat niciun răspuns? Am zis fals. Din nou spun că ai avut... dar nu din motivul ăsta e fals. Nu că nu poți face paranteza, nu din motivul ăsta, ci dintr-un motiv matematic, trebuie să spunem. Că acolo corect ar fi, dacă ar fi fost corect, ar fi fost așa. O 10 la 5 minus 200 plus H. Plus acela ar fi fost corect. Dar iată că din nou este o mare problemă la care ar trebui să insistăm într-o discuție mai atentă, să vezi de ce acel număr care se scade de fapt se adună la 200. Deci H-ul acela care se scade din cauza faptului că e minusul acolo în paranteză, pe tot în final mi-e minus 200, dar plus H-ul. H-ul se adună, scăzând încă o dată, de fapt devine o adunare. Și ca să fac un exemplu să înțelegi, scrie așa. 300 minus în paranteză 200 minus, hai să, în loc de H, să zicem minus, hai să lucrăm cu sute, minus 100. Cât este rezultatul? Rezultatul este 300 minus, aici îmi dă 100, adică 200. Da, 300 minus 100 egal
Tu scrii egal mai departe cu 200, da? Da. Dar 200 înseamnă așa, egal de desubt cu. Continuă la egal. La scrie așa, egal cu 100 plus 100. Acel 200, știi, în dreapta acolo, știi, rezultatul mi-a dat câte o dat rezultatul 200. Deci 100 plus 100. Și egal mai departe cu. Egal cu. Prima sută înseamnă egal cu 300 minus 200. Adică egal cu 300 minus 200. 100. Mă mai auziți? Da, te aud. Te aud. Poate nu-i chiar corect cu 100 asta lucrată. Ea scrie așa, în paranteză modifică și în loc de 200 îți pui minus 150. Așa, 150. Și cât face rezultatul acum? Păi acum aș avea 300 minus 200 minus 150 de 50 și 300 minus 150, adică nu. Ba da. Asta 50. Atenție, încă o dată. 200 minus 150 cât a făcut? Deci 200 minus 150 a făcut 50, mă scuzați. Da. Am pus 150 și atunci 300 minus 50, 250. Așa, scrie egal cu 250. 250. Acum, aș vrea pe 250 să-l descompui egal mai departe într-o 100, egal cu 100, 100 plus 150. 150. Pe cine l-am scris așa? Pe 250, ca fiind compus dintr-o 100 plus 150. Și egal mai departe cu. Suta aceea, prima sută, înseamnă 300 minus 200, deci egal mai departe cu 300. Egal cu 300 minus 200. E vorba de 300 minus 200, 200 acel din paranteză. Da. Da? Și plus 150. Plus 150. Și este perfect. Adică acel minus 150 s-a transformat din cauza minusului ăla din față în plus 150. Deci asta e marea, marea enigmă. Că scăzându-l pe 150 de două ori, îl transformă în plus 150. Din păcate, din păcate, școala are o mare greșeală, aceea că pe copii nu-i învață acest mod de a gândi încă de timpuri cu numere negative. Și abia în clasa a șasea vorbește din numere negative. Și iată cât e de greu să poți explica. Tu ai pus acolo că egheșițul acela este greșit, da. Dar nu într-un mod matematic greșit. Ci pur și simplu că ai zis că paranteza aceea nu s-a mai pus și n-ai putut-o calcula. De ce ai zis fals? Nici nu aveam de unde să știu chestia asta, deci nu aveam... Sigur că da, sigur că da. Dar el acolo la asta s-a referit. Deci profesorul... Nu ne-a explicat din asta. Sigur că da. Și el a zis la final că ne-a dat tot ce am făcut. Da. El va da foarte multe lucruri, deși este abstracte, fără să vină cu exemple concrete în care să se intereseze dacă voi înțelegeți ceva. Deci înainte de a cere ceva printr-un test, trebuie să te convingi dacă tu ai făcut tot ce a trebuit din partea ta, ca profesor, tot ce a trebuit ca să le explici lor, să înțeleagă toate lucrurile acestea. Că în condițiile în care, iată, să vină de la învățător cu multe lacune, să zic așa, sunt aceste deprinderi greșite și când acum ne izbim așa de realitatea asta în online, în care fiecare prezintă niște lucruri, el are acoperire, că acolo prin egheșițile, prin ceea ce-o dat ca proprietăți, ca și proprietăți, el a amintit niște proprietăți, de distributivitate, dar nu s-a interesat nici când a dat A pe lângă B plus C egal cu A, B plus A, C. Acelea au rămas pentru tine, chit că vin cu un exemplu, nu ți-a fost deloc clar. Că trebuie să arăți și așa și așa, ca să se bucure cel care, nu, are o noutate. Ei,
șterge tabla acum. Deci aici ne ducem, ne-am dus până la ce punct? Până la A, B, C și D, nu? La? Da, acum mai E și gata. Trecem la 3 după aia, dar mă rog, la E. Ia să vedem. Să spunem dacă restul, eu scriu exact cum a scris el. Da. Restul în, da. Împărțire, da. Împărțire. Stai că nu mai văd. Așa. Împărțire lui. O să scriu aici că nu o să mai mânca pământ. Da. Spui 5 la 2020, ceea ce e imposibil de calculat. Că e 5 ori 5 ori 5 de 2020 de ori. Așa. Și n-am avut cum să calculez asta. Se văd ce spune. Plus? Împărțit la? La 7. Dacă este fals sau adevărat, că e egal cu 8. Și tu ce ai spus? Fals. Ce motiv ai avut? N-am avut motiv. Nu. Fals și cu asta e părăsită greșiți, nu? Păi, 5 la 2020 ar da un număr, nu știu ce număr. Dar clar n-ar da 56 ca să se poartă la 7 și să-mi dea 8. Restul împărțirii la acestui număr la 7. Ce rest la împărțirea lui 7 poți aștepta? N-are importanță. La orice număr pe care le-ai. Orice număr pe care le-ai. Când, adică, ce resturi aștepți tu la împărțirea la 7? Păi, în primul rând poți să am 0, adică să se împarte exact. Da, 0 se împarte exact. Apoi, ce rest mai poți avea? Poți să am 1, 2, da. 3, da. 4, 5, 6, 7. Cum? 7? 7 nu se poate. Nu se poate. Apoi 8 se poate? 8 se poate, nu. Nu. Restul totdeauna e mai mic decât împărțitorul. Asta a vrut să vadă. Știi tu că restul e mai mic decât împărțitorul? Da. Răspunsul? Păi dacă știi, de ce n-ai spus? Ai spus că e fals, dar ai spus nu știu de ce. E fals cu asta, basta. Da, răspunsul este... 5 la 2020 își dă un număr și clar nu dă 56. Nu, atenție, 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 că e restul împărțirii. Restul împărțirii, dacă este 8. E adevărat că restul împărțirii numărul acesta la 7 este 8 și răspuns corect. Restul trebuie să fie mai mic decât 7. Deci da, argumentat. Adică restul trebuie să... Restul ar putea să fie 6. 6, 5, 4... Da, știu, dar cel mai mare ar putea... Bine, ar putea să fie orice de la 0 la 6 și n-ar putea să... De la 0 la? La 6. Nu, restul ar fi de la 6 și nicio... Și este fals pentru că nu altui motiv când ai putut să faci tu pe ghișițiu. Nu ăsta e motivul. Ci pentru că tu n-ai fost atentă aici și ai dat fals... Dar neargumentat, ci trebuia spus însoțit de R e mai mic decât I. Deci restul e mai mic decât împărțitorul. Și cum I e egal cu 7, R e mai mic decât 7 și R poate să fie 0, așa trebuie spus. R, restul este 0, 1, 2, 0, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 inclusiv. Atât. Și se parte la 8. Și nu poate să fie 8, niciodată 8. Și cu asta, din cauza asta este fals. Da? Deci argumentul ăsta este. Nu că ai spus tu că nu pot calcula pe 5 la 2020 și nu pot face greșițul și de asta e fals. Nu. El a fost corect dat. Dar falsul. Exercițiul 3 îmi spune dați factor comun sau desfaceți parantezele. Ce vreți voi? A spune așa. Stați eu lângă mine că... A spunea 7 plus 7 ori 2
plus 7 ori 3, ce am făcut data trecută. Nu, stai. 7 ori 3, da. Deci ori 3 minus 7. Ori 4 plus 7 ori 5. Așa. Și să dau factor comun și sau să desfac parantezele și dați să văd dacă am scris corect. Dar unde-s paranteze? Nu văd nicio paranteză. Păi da, dar mai am și B și C. Și care au paranteze. Aha. Numai la asta. Da, asta și la asta am dat factor comun. Se văd. Cum ai scris? Să văd dacă am scris corect. 7 plus 7 ori 2, 7 ori 3 minus 7 ori 4 plus 7 ori 5, corect. Deci să dau factor comun. Ok. Mă uit. Cine este comun? Este 7. Bun. Și atunci o să scriu așa. 7. Pe lângă. Da. Pe lângă 2. Nu, dar din primul cât a rămas? Primul termen e 7. 7, atunci poți să zici 7 ori 1. 7 ori 1 și a rămas... Nu, stop. Nu. Primul termen e 7 curat scris acolo, dar tu poți să spui acolo, fără să greșești, 7 ori 1. Pune 7 ori 1. Că 7 ori 1 fac tot 7. Asta. Și acum, dacă le scoți pe 7, ce a rămas din primul termen? 1. Foarte important. Deci a rămas 1. Plus, la al doilea cât a rămas? 2. Corect? Da? Plus 3. Minus 4. Da. Plus 5. Eu n-am scris așa. Deci nu l-am scris pe 1. Am uitat să scriu plus 4. Foarte grav. Foarte grav pentru că rezultatul a fost complet schimbat. Da? Vezi cât ne dă nou aici. În calculul acesta ne dă 30 cu 36. 7 ori. 7 ori 3, 6, 2, 7. 49. Iar dacă faci calculul sus, să vezi că 49 îți dă. Adică fără să scoți în factor comun, ci calculând efectiv, 7 ori 1, 7, plus 14, plus 21, plus minus 28, plus 35 și în final îți dă 49. Deci, vezi, e foarte, foarte, foarte important să fim atenți, foarte atenți. Următorul? Hai să vedem și pe următorul. Sigur că ești obosită și tu și eu. Am avut și problema asta cu mama, sunt destul de... Atunci... stresat așa cu toate problemele care le-am. Ce pot să spun cu răbdarea asta care mă caracterizează și cu invitația de a reface filmele, dar nu refăcându-le așa ca să scăpăm de obligații, ci cu bucuria aceea de a descoperi și a reține punctele importante la sinteză. Deci, filmul ăsta care l-am făcut în seara asta, după părerea mea, cât mai repede trebuie refăcut. Când găsești o fereastră de timp mâine, în cursul zilei, trebuie să reiei încă o dată și da, să-l... Nu pot să scriu filmul ăsta până nu le scriu pe celălalt, că mai sunt, nu? Nu, dar nu-i nicio... Nu-i nicio... Mai ales că e test și e o bucată din test și vezi unde e greșit. Este așa de important. Doar nu ordinea contează. Nu mă interesează să scrii filmele în ordinea aceea. Aceea o faci tu, cu precizările care sunt. Însă lecția asta, dacă mâine tu o refaci, când te ești mai odihnit și este o perfereastră, și pentru momentul când ne întâlnim, de hotărâm ca să continuăm testul acesta, că trebuie să-l analizăm, din fiecare învățăm câte ceva. Și asta e matematica adevărată. Și
să-mi spui, am refăcut, m-am uitat, uitați la mine așa, cu toate exemplele, tot ce am lucrat, exemplu de exemplu, și am și comentat, am și auzit toate aceste, să spunem, precizări care le-am făcut amândoi în discuții și le-am reținut și am reușit să pun la punct tot. Asta înseamnă matematica, să te alegi cu ceva. Că altfel e o discuție, s-am uitat de ea și cu asta, iată, am mai trecut un timp. La trei câte puncte ai? La 3 puncte A, B, C. A, B, C. Și mai e și patru? Și 4 și la 4 am 3, 4, 5 puncte la 4 și mai am și 5 care eu erau opțional, dar l-am făcut. Și la 5 e un exercițiu care l-ați văzut dumneavoastră odată, dar nu l-aveam ca temă și ați spus că e interesant. E acela cu 9 plus 99 plus 999 plus 90 nu, plus puncte, puncte, plus 99 de 2020 de ori. O, oh, acela este fantastic, fantastic, acela e pentru Olimpiadă. E extraordinar de frumos, superb este acela. Habar n-am ce Cel puțin o oră trebuie discutat, cel puțin o oră. Păi eu mai aveam 10 minute, mai aveam 5 minute și trebuia să-l fac. Nu, cel puțin o oră, dar cum cel puțin o oră ca să știi ce ai de făcut? Deci exerciții de o frumusețe rară. Nu e așa la îndemână. Repet, acela a fost dat pentru selecții, pentru probabil pentru cei care sunt copii foarte valoroși și care probabil au avut șansa să stea de vorbă, să înțeleagă. Cei care se pregătesc pentru Olimpiade. Acela este un exercițiu nemaipomenit de frumos. Repet, cel puțin o oră trebuie discutat. Și lua de la exemple mici, și crescut ușor, ușor de la modele, de la particulare, pentru 2, 9 plus 99, pe urmă, 9 plus 99 plus 99, 3 din 9, 4 din 9 adunați și folosind din urmă. Este un exercițiu, repet, care merită Da, păi am toată început și l-am atenția. pus pe 9 cazi, în paranteză, 10 minus 1 plus 99, 100 minus 1, paranteză, plus 999, 1000 minus 1, tot așa. Așa, e bun început, e bună ideea. Dar cred că m-am Și blocat, nu știu dacă am făcut corect. sigur că da, sigur că da, pentru că rămâne acum să vezi cum se scrie acela 1100 minus 1, 10 minus 1, 100 minus 1, 9, pe urmă 1000 minus 1, Apoi cum a scris anume? plus puncte, 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 în paranteză 1 plus 1, puncte, puncte, plus 1 de 2022. Nu, este un număr foarte lung. Păi 10 plus 100, ca e așa, 10 plus 100, cât ar face? 10 plus 100, Ai și 10. 110. 110. Și pe urmă ai 1000 plus 100 plus 10, cât face acela? 1000 plus 100 plus 10, 1110. Exact. Și așa mai departe, face un număr lung cu deal de 1 de 2002, cât ai spus, de câte ori? 999 2020 de ori. de? 2020 de ori. Deci va fi deal de 1 de 2020, nu-i de 2020, de 2000. La final, cifra 1 este de 1899 de ori. Da. Minus cifra asta, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1 și minus 1, minus 1, minus 1 faci minus 1999 faci. E imposibil. Nu, no, e posibil ca numărul acela ăsta e cu deal, nici nu-l poți citi. Dacă mă pui să-l citesc, este un număr cu deal de 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. De câte ori? De 2019 ori. Și pe urmă cu un zero la sfârșit. Nu-l poți citi, că nu știu eu să-l citesc. Și minus 1999, dacă mă... 2002, minus
2019, minus 2019, acela. Și asta înseamnă numărul acela. Deci ți-am spus că este vorba de o discuție lungă aici, nu putem așa deodată să... Oricum, nu trebuia să ne-l dea din ăsta care fix la sfârșit și fix când ne mai rămase, mai rămăsese puțin timp. Adică... No, deci teza, nu, lucrarea așa asta de o oră, niciodată o oră aici. Niciodată o oră. Să dau niște chestii. Ne-a dat doar o oră ca cealaltă oră să scriem pe care să continuăm lecția și că am scris de... N-am înțeles. Am continuat cu puterile și asta scris azi în cealaltă oră. Wow, wow. Doamne. Să ferească bunul Dumnezeu de așa lecții. La ce ai pierdut tu timpul ăsta? Deci în cealaltă oră ai copiat aceste lucruri fără niciun temei. Doar stres și atâta tot. Nu, Alesia, asta nu e școală ce se întâmplă acum. Este o mare dramă. Este o mare dramă pentru voi copii. Cu aceste lucruri, fără să înțelegi nimic și doar o bătaie de joc să fie. De aceea, nu știu, nu-mi dau seama dacă se continuă așa, ce se va întâmpla cu generația acestea de ajunsul. Fiecare face niște lucruri atât de ciudate, atât de fistichii, atât de duse în extremă, încât nu au nicio logică. Îmi pare foarte rău să spun, dar nu. Asta e. Cineva, dacă va avea puterea să spună că așa ceva nu se poate continua, că nu e decât o mare nenorocire pentru voi. Cum să te poți prezenta? Acesta nu-i test de făcut o oră. Da? Deci nu-i de o oră. E de ore întregi ca să poți să discuți, să înțelege greșițile respective. Iată, noi ne-am dus cu două ore, nu? Și două ori și ceva de când am început discuția. Da, de când am început discuția și am dus la jumătate testul ăsta. Eu așa îmi dau seama, cam la jumătate, că am făcut două puncte. Primul. Dar mai mult ne stresează testul ăsta, fiindcă trebuie să stăm să-l discutăm și să-l facem ușor și trebuia să ne grăbim, că aveam doar o oră și... Nu, dar nu, e imposibil asta. Nu știu, e peste puterea mea de a înțelege. N-am avut niciodată o astfel de atitudine, să-mi bat joc de niște oameni. Deci este o bătaie de joc. Regret. Doar atât regret. Când tu ai avut șansa asta să vezi și să discutăm, sper eu, spre bucuria multora care se vor uita, dar nu știu tot să se uite aici. Dar cei care au sentimentul că au făcut bine. Nu? La testul acela. Am făcut bine. Și dacă este corectat și dacă este notat cu o notă slabă, te întreb de ce? Că n-ai niciun răspuns. Și nu știi nicio justificare. N-ai nicio justificare. Doar îți dă răspunsurile care trebuiesc, pentru că aici trebuia lucrat foarte, foarte mult la mână pe greșițile acestea. N-ați avut de redactat nimic, acestea nu au început să fie folosite, redactate, așa, cu 7 în factor comun. Nu mai merita doar calculat și pus niște răspunsuri. Aici, cu abici... comun, asta, ultima, am știut să o fac doar fiindcă am făcut-o cu dumneavoastră, nu că mi-ar fi explicat el asta. Știu, am înțeles. Și aici cu greșeala aceea că n-ai pus pe 1. Și n-am pus, am uitat să pun minus 4 că am văzut tot ori și plus. Da, deci eu sigur că am insistat atunci cu factorul comun ce înseamnă.
La un exercițiu aveam restul, adică să calculez 3300 împărțit la 33. Și aveam, deci, 3300 împărțit la 33. La 33 l-am împărțit și de 100. Da. Este corect, nu? Cum, încă o dată, scrie pe tablă. 3300 împărțit la 33. Da. Este 100. Am calculat de două ori ca să fiu sigură. Da, dar aici nu trebuie calculat cu nimic. Pentru că, vezi, eu totdeauna am spus 3300 e egal mai departe. Ea scrie egal mai departe. Cu 33 ori 100 împărțit la 33. Și când ai de împărțit un produs de doi factori, unul din ei, dacă se împarte exact, ai și l-ai avut pe 33 și 33 împărțit la 33 fac 1 și egal cu 1 ori 100 și egal cu 100. Terminat exercițiu. Păi da, doar că la varianta aveam A, varianta 5, nu, A 5, B 33, C 10 și D 1. Și nu aveam 100. Adică el n-a dat varianta 100. Și eu am corectat acolo și am mai pus un 0. Ca să fie 100 la variantă. Că puteam să umblu la variantă. Îți dădea voie să umbli la variantă? El prima dată a scris cu încă un 3. A scris cu încă un 3 și i-a atras atenția un copil că nu dădea sau ceva. Da. Și a zis atunci șterge și scrie 0. Bun. Și n-am mai umblat la... N-am mai umblat unde? Da, adică el a schimbat asta, dar el nu s-a mai uitat dacă la rezultat. Bun, bun. Iar cât privește împărțirea efectivă când ai făcut-o tu, e bun 100. Dar eu ți-am atras atenția aici că cel mai rapid era să vezi așa. E 33 ori 100 împărțit la 33 și 33 se parte la 33 și atunci rămânea simplu egal cu 100. Terminat exercițiul. Da? Da? Și corect varianta C cu 100. Nu 10, ci 100. Da. Da, Alesia. Acum a început să fie curiozitatea foarte mare la tine să vezi celelalte chestiuni care sunt acolo. Aproape ai uitat de oboseală celelalte chestiuni cum trebuiau făcute, nu? Încep să te întrebi care sunt celelalte chestiuni care nu le-ai dat răspunsuri și nu știi sigur dacă ai dat corect sau nu. Da. Da. Rămâne așa să ne vedem când crezi tu, dar cu această mare dorința mea să ai pe caietel tot filmul acesta care l-am făcut, ca să putem continua și din toate discuții și tot ce am făcut în filmul ăsta de două ori și punctul 1 și 2 lucrate și punctate cu chestiunile surpriză la punctul 1, punctele de acolo surpriză, de ce aici m-am păcărit, de ce nu știu ce ai, vreau să le iei ca să învățăm din testul acesta foarte multe lucruri pe care ți-au scăpat. Și să putem spune, da, acum, iată, am înțeles de ce. Că sunt întrebată. Sunt întrebată și unele le-am făcut în urmă, dar dacă le-am făcut și am trecut foarte repede peste ele și n-am mai revenit, nu, acum e limpede de ce eu ți-am cerut filmele acelea să le refaci, dacă se poate și cu punctele importante, nu se poate, obligatoriu, cu punctele importante, să nu fie numai atât am scăpat de film. Și să văd cu ce m-am ales când am văzut filmul meu. Filmul meu pe care l-am văzut, vreau să văd ce nu ți-a cerut. Nu ți-a cerut așa ca să faci ca o muncă de corvată, să faci încă o dată asta. Nu, pentru că trebuie să clarificăm niște lucruri și să putem să le fim... Să fim de folos. Și poate cineva înțelege odată și odată că școala așa nu poate fi. Cu experiența care o am, mult mi-aș dori să fii printr-o televiziune făcută, că
altfel vă stresează. Cum ești tu stresată, sunt mii și mii și zeci de sute de mii de copii. Sute de mii de copii. Și ca să stai și să fii doar stresată și obosită și să te întrebi și nimic cu nimic să nu te alegi, este o mare dramă. Așa că rămân la ideea asta, să vedem dacă cineva, putem sensibiliza pe cineva să fie făcută prin televiziune. Prin televiziune cu unul, așa cum sunt eu și cum ai văzut comentariile. Oamenii care spun, da, înțeleg, domnule, cu adevărat, dumneata, chiar faci cu drag ceea ce faci. Chiar faci cu drag și eu chiar fac cu drag. Și este altceva la tablă să lucrez eu și să stau de vorbă, ca și cum aș fi față cu, față cu un copil, care să fiu doi, trei copii, atât, și lecția să curgă și întrebările lor și toată chestia asta este cu totul diferit. Altfel, știi, mai sus, mai jos, ștergi colo, ștergi dincolo, vezi la linia asta, vezi, e foarte greu. Și tu te, și tu te enervezi și tu te stresezi, de ce să șterg aici și cum să șterg aici și aici, mai sus, mai jos. Și de aceea este obositor, dar eu na, mi-am făcut așa că am putut, cum să spun, cu drag datoria, am atenționat ce știu să fac și o fac în continuare atâta vreme cât sunt sănătos și o pot face. Cu toate problemele care le am, că nu mi-e ușor, pe mama mea sau am acolo bolnăvioară și să mă duc acolo și cu stresul care l-am, că, mă rog, au apărut multe probleme de sănătate, cu răni, cu sfârșit, să fac tot ce pot eu face ca să pot să mai alin de suferința la 93 de ani câți are ea, pe 94 acum, e foarte greu. Într-adevăr, sunt un stres maxim. Dar cu toate acestea, am încercat și acum cu calm și cu răbdare să fac lecția aceasta. Ce să fac decât să spun noapte bună și să-i mulțumim lui Dumnezeu, să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-am vrednicit și ne-a dat, ne-a însoțit așa cu calm și cu răbdare să facem și să vedem multe lucruri care n-au fost bine înțelese și să încercăm să le facem înțelese pentru toți cei care ajung pe filmulețul acesta. La revedere! La revedere, mulțumesc! La revedere și noapte bună!